capul lui Mihai Viteazu de la Torda se ridică și întreabă de ce țara a rămas așa de mică. Și câmpia Tordei triste îi răspunde lui cu jale, fiindcă astăzi ducem lipsa capului Măriei tale. Nu mai acuzați străinii că ne taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-ne obrazul, totuși unde au fost românii când a fost tăiat Viteazul. Nu voi consuma o travă pentru niciun fel de basta, totuși unde au fost ai noștri și atunci în vremea asta. Cum se ajunge până la gâtul voivodului de țară, dacă nu strădă la casă, lângă ura de afară? Nu mai acuzați străinii că ne taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-ne obrazul, totuși unde au fost românii când au fost tăiat Viteazul. Așteptam să intrați în pas de condamnat la moarte. Sunt deja. Capul lui Mihai Viteazu. Capul lui Mihai Viteazu. Ne-a lăsat numai cu trupul. Ne-a lăsat numai cu trupul. Nu contează că străinii. Nu contează că străinii. Nu aveau nici pic de scrupul. Nu aveau un pic de scrupul. Eu de-o singură întrebare mă scârbesc și mă mai mâni. Totuși unde au fost românii, totuși unde sunt românii, totuși unde au fost românii, totuși unde sunt românii. Nu mai acuzați străinii, nu mai acuzați străinii, că ne taie domnitorii, cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-ne obrazul, totuși unde au fost românii, totuși unde au fost românii, când a fost tăiat Viteazul. Cu drag! În liceu îl imitam. Haideți să vă spun cum am intrat la teatru. Am dat de două ori și tot de două ori am căzut. Și a treia oară am sunat-o pe mama și am zis ori intru la teatru, ori la pușcărie. Și am avut o fabulă frumoasă. Mama săracă zice, dar ce vrei să faci? Stai liniștită că intru, dar văd eu unde. În comisia era doamna Olga Tudurache, Amza, Dumnezeu să-i odihnească, aurul Teatrului Românesc. Și puricul ăsta a venit să le zică, a zis Olga cu voce aia așa, ce vreți să ne spuneți? Zic o fabulă. Muștere. Muștere. Și fabula începea așa, că muștere vor să facă miere. Și până când a venit musca șef și a zis, vă rog să rețineți, eram în anul de grație 1981. Musca șef a venit și a zis, trebuie să facem miere precum albine, indiferent, dacă! Zic, noroc că a fost acolo și a zis și musca cealaltă. Ați ascultat cuvintele înțeleptului. Toți au tăcut, s-a strâns lumina. După 2 ani am aflat că i-a dat telefon Olga lui Dan Rădulescu. Bibule, ți-am băgat unul genial, dar vezi că e sifilitic. Și tot după 2 ani m-a prins pe culoar și mi-a zis, ai vrut să mă bagi în pușcărie, firea dracului? Acum, vedeți dumneavoastră, Andrei a avut gentilețea să mă lase, să fiu alături de el, pentru poate cea mai puternică conștiință de românism pe care am avut-o în ultimii 50 de ani, poetul și conștiința naturală, Adrian Păunescu.
Și acum, unde au fost românii? Capul lui Mihai Viteazul. E o legătură teribilă între el și Horea. Când au venit la cort cei 300 de valoni, Mihai Viteazul, românii, oasta lui era plecată la Făgăraș și rămăsese doar cu o gardă mică de corp, pentru că așa se aranjase la nivel mare. Și a ieșit în fața cortului și a zis: bine ați venit, voinicilor, vitejilor. Iar voinicii aceia și vitejii aceia au zis: predă-te. Și a zis: ba. Și atunci l-au împușcat, i-au tăiat capul, capul la ordinul generalului Basta a fost așezat pe un hoit de cal, iar trupul, 3 zile, lăsat afară, neîngropat, și nemții i-au jupuit umerii, coastele, fiind dezbrăcat, au luat pielea ca să aibă amintire și dovadă. În istorie la ei au avut de cel cumplit, după ce l-au ucis între cămile, turcii își băgau sabina sânge ca să aibă curajul lui. Și acum, vă rog să fiți atenți, noi românii nu prea avem documente istorice. Noi avem relicve sufletești, care sunt cu totul și cu totul altă formă de a deveni în neam. 1599, Mihai Viteazul, omul fulger, și am să vă spun de ce a fost în aceste nații, Victoria fulgerătoare la Schellenberg, Andrei Batori fuge, secuii îl urmăresc și într-o zi vin cu capul cardinalului Andrei Batori. Există o pictură a lui Teodor Aman, Mihai Viteazul, și se pare că Mihai Viteazul a zis așa: eu nu v-am cerut să faceți așa ceva. Al doilea moment, deci în fața lucrurilor ăsta, Mihai Viteazul a zis: eu nu v-am cerut să faceți așa ceva. Al doilea moment, în groapă creștinește și Mihai Viteazul merge cu lumânarea prinsă în spatele coșciului. Uitați-vă în toată istoria Evului Mediu și nu o să mai vedeți asemenea gestă. Sigur că suntem o margine a Europei, un popor prăpădit, un popor umilit de istorie, dar iubit de Dumnezeu. Andrei, aseară scriam așa, relicve sufletești. Capul lui Mihai Viteazul, unde a fost românii, a fost dus, mă rog, corpul a fost îngropat în niște sări, capul a fost luat și, în final, mă rog, a ajuns la Mănăstirea Dealului, la Liceul Militar Nicolae Filipescu. Vine războiul 1916 și Iorga zice: n-ar fi bine să cadă capul voivodului în mâna inamicului. Îi dă un sfat unui profesor, Alexandru Dorinescu: vă rog, luați de urgență capul, să duceți la Iași. Moldova mai vreau să se țară românesc. În amintirile doamnei Dorinescu, spunea măgat într-un geamantan de cireș, între lucrușoarele copiilor, învelit într-o pânză, și ne-am urcat în trenul plin de refugiați. Capul Mihai Viteazul pleca cu poporul român în exil, în refugiu. A ajuns la mitropolie. Al doilea moment de mare criză, 1917, era frică că se sparge Mărășeștiul, și Iorga a zis: mutați-vă mai departe. Și a ajuns la Kherson, în Ucraina, la o biserică. 1918 se întoarce înapoi și este sicriul cu capul Mihai Viteazul. Este amenajat de majestatea sa, Regina Maria, cu o doare vechi, și spune Nicolae Iorga: Regina Maria i-a aranjat capul, așa cum mironosițele i-aranjau și aveau grijă de trupul crucificat al lui Hristos. O odisee cumplită. Am spus omul fulger. Omul fulger, unii mei prieteni, Martin Heidegger avea pe ușa de la cabana din Germania scris un citat din Heraclit: fulgerul e totul. Gândiți-vă la ziua de astăzi. O beznă cumplită în istoria poporului român. Astăzi. O beznă cumplită era atunci și, ca o străfulgerare, neamul s-a văzut pe sine. Și a văzut capacitatea de a fi împreună. A intrat atât de mult în sufletul poporului român și tainic, ca un duh, așa cum noi trăim un duh, în istorie,
Și cu asta închei. Vă mulțumesc. Arderenii aveau, în momentul în care erau supriți de Habsburgi, în casă era tablou cu Franz Josef. Și mai avea o palincă cu tine, două, și își vedea seama ce fel de om ești. Și atunci întorceau tablou. Era Mihai Viteazul. Să întoarceți tablou. Poate că mi s-au întâmplat acestea în istorie și pentru că am avut recolte prea bogate de lichele. Victor Efteniu spunea, m-am săturat de lichele, dați-mi o canalie. Iar Adrian Promescu, trăind și el printre atâtea lichele și chiar canalii, mi-a dictat la un moment dat un cântec. Să vii ploaia mare și să spele grădinile de flora, de lichele, ce fel de ferie, pungașii sunt cum sunt și le mai trece, lichelele lucrează doar la rece, numai la rece, grădina este plină de lahele. Și lumea este plină de lichele, de mari lichele, și vai, durerea line măsurată, că nu ajung canarii niciodată. Și vai, durerea line măsurată, că nu ajung canarii niciodată. Lichele de grădin, dar și de glastre împresurară solul vieții noastre și al morții noastre. Lichele au mai mici și mai mari, lichele după trepte de salarii și mici avarii. Lichele sunt de orice culoare, vai lichelismul, veșnic numai mare, e tot mai mare. Lichele mici, cu mâna foarte lungă, făcută unde trebuie să ajungă și o să ajungă. Când nu-ți dă în gând, ce nu-ți dă în gând, în lichelism se întâmplă, apare câte o cocină întâmplă, în fosta tâmplă. Și vai, durerea line măsurată, că nu ajung canalii niciodată. Ți-au stat pe haine și ți-au stat sub piele, au fost lichele și au rămas lichele. Cine să le spere, că au știut la vreme să trădeze, să-și pună caracterul în proteze și în paranteze. Închide geamul, vin mirosul greu, că-ntre alele au ieșit lichele și-un fost drapelie, și-un fost drapelie. Haideți să facem rezumatul ca să vă puteți descurca în ziua de astăzi. Producția de lichele e foarte mare. Eminescu a găsit o formulă teribilă. Spunea că există români și româncuri. Româncurii proveneau de la homuncul, care era în concepția alchimiștilor din Evul Mediu un om artificial. Licheaua era româncul. Era românul degenerat. Marile conștiințe ale poporului român n-au confundat esența tare acestui neam cu degradarea. Mihai Viteazu a făcut parte din ceea ce spunea Mihai Eminescu, fiți atent ce remarcă, celula moral impenetrabilă a neamului românesc. Nu intre nimic, ca acum. Emil Cioran spunea că licheaua de român s-a născut în mii aia de ani de migratori. Părintele Iustin Gurnu spunea la fel, bă băiete, au trecut aia cărări pe aici 1000 de ani, ne-au stricat gena. Situația de astăzi este exact situația aceea, în care migratorii au venit peste noi pe internet, pe Google, pe tot ce vreți, pe media, și noi rezistăm prin enclave de români, de celulă moral impenetrabilă.
Și atunci românculii sunt în jurul nostru, îi vedeți foarte des pe la televizor, pe post de român, și celor la morali impenetrabile trebuie să reziste. Au rezistat peste 1000 de ani. După 1000 de ani, pe aceste enclave de români adevărați s-au făcut voivodatele. Voivodatele au fost baza libertății noastre interioare. E foarte bine să aveți spiritul de discernământ la dumneavoastră. Să vedeți, nu toți care vorbesc limba română și mai ales la televizor sunt români. Sunt gepizi, sunt huni, sunt avari care s-au înmulțit pe aici la noi. Românul nu face lucruri de genul acesta. Dacă ar fi fost un popor de lichiere, dispăream de mult din istorie. Există o pronie cerească care apără cinstea sufletească a unui popor. Nu vă dezamăți. Nu vă dezamăziți. Acest popor, dacă trăiește, trăiește prin sfinții, prin martiri și prin eroii noștri. Eroii noștri au fost în același timp și martiri. Mihai Viteazu este nu numai un simplu erou, este și martir. Să nu uitați că el a luptat pentru creștinătate. Și spune, apropo de spiritul de discernământ, ce e bine și ce e rău. Ce vedeți la televizor și media nu mai e. E confuz, e făcut special. Cine se ocupă cu așa ceva? Diabolos. Ăsta, marele nostru savant, Grigore Moisir, și când avea 8 ani, avea geniu. Apropo de spiritul de discernământ, l-a întrebat pe profesorul de biologie, domnul profesor, dumneavoastră puteți face distinție între fân și paie? A zis, nu. Bouda. Deci păstrați-vă spiritul de discernământ. Veți avea nevoie să transmiteți copiilor în lumea aceasta confuză. Dar cine este în locul lui Mihai Viteazu? Asta aș v-aș întreba. Ați spus să fim optimiști, să nu ne pierdem nădejdea. În lumea de străini și răi, cum poți să nu ții cu ai tăi, servind tâlhari și venetici, complice hoților de aici, tu, chelner de bacșișuri mici, tu, chelner de bacșișuri mici, cum să nu ții cu ai tăi de aici, tu, chelner de bacșișuri mici? Îți răspund. Există, spunea părintele Nicolae Steinhardt că poporul român are două verbe. A răzbate și a se descurca. Noi ne adaptăm de suprafață. Dacă ne-am fi adaptat în nucleul nostru, dispăream din istorie. Știți că în perioada aceasta cu pandemia venită tot pe care de migratori, l-am întrebat pe un țigănul și pe stradă, te-ai vaccinat? M-am vaccinat să mor mamă. Cu ce? Și cu Astra și cu Zeneca. Deci îmi plac femeile. Este la cultura terorii, românul propune cultura diversiunii. Îl amețește. Actul de diversiune, care fiecare de noi îl facem, pentru că altfel n-avem cum să o scoatem la capăt, este un act de mare inteligență pe care poporul român, îi spuneam lui Andrei că m-am întâlnit cu o măicuță și mi-a zis, domnul, dar poporul român nu judecă, poporul român adulmecă. Simte așa, precum câinii de tomberon. Despre ce este vorba? Este alt canal de comunicare cu lumea. Și apropo de lucrul acesta, o singură carte, dacă rămâne în caz de catastrofă naturală a lui Mihai Eminescu, spune Mircea Eliade, poporul român, nu poporul român, viitoarele civilizații vor ști cine a fost poporul român. Și vezi dintr-o dată că se concentrează. Mi-ai spus astăzi unde este Mihai Viteazu. Mihai Viteazu Duhului se află în sufletul fiecărui român autentic. Nu e nevoie de nicio directivă UE. Nu e nevoie, știți când au plecat la luptă în 1916? Desculți, mulți, fără uniformă, vai de capul lor. Zice Nicolae Iorga, țăranul român avea în inimă Dacia Mare. Păi ia închipuiți-vă dumneavoastră niște principate așa, vai de capul sub suzeranitate otomană, protectorat rusesc,
amețiți și tu să te gândești la Dacia Mare. Este ca și cum acum, în situația aceasta unde suntem aproape desfințați, ca stat suntem, dar nu ca neam, cineva gândește de menirea României în lume. Păi dumneavoastră realizați că la noi creștinismul este firesc, că este ultima baricadă cu care se luptă ei ca să-l scoată. De ce se dă o atenție atât de mare? Vedeți că este un duh care intră în neam, dincolo de evidențe. Este acel ceva care ne ține în fața istoriei să o boicotăm. E o reacție sănătoasă a acestui popor, dar nu răspunde istoriei de a o boicota. Uitați-vă în jur, istoria este oribilă. Istoria este cinică. Există populația lui Caragiale, jmecherul balcanic de Gambrinus, și există poporul lui Eminescu, care a fost la Mărăști, Mărășești, Uituz, care a umplut pușcăriile comuniste, care rezistă astăzi în inima fiecărui român. Poetul Adrian Pomănescu este o continuare a acestui suflu. Faptul că noi ne-am întâlnit cu totul și cu totul întâmplător este o dovadă că există o pronie cerească. Cuvântul întâmplător, unii mei prieteni, se trage prin in templu, adică în casa lui Dumnezeu. De aceea românul spune că nu-i nimic întâmplător. Și nu este nimic întâmplător, dacă veți vedea, nu că vom rezista, că politic nu avem cum să rezistăm, vom dăinui. Și vom dăinui cu o stare de spirit, cu un suflu, care ne unește de desubt și subteran. Haide, mama, haide, tată, mai priviți-vă odată și pe urmă, dacă-i bine, să mă faceți tot pe mine. Mi-ați dat suflet, mi-ați dat nume, de când sunt eu pe lume. Mi-ați dat multe și de toate, dar și zbucium peste poate. Haide, mama, haide, mama, haide, niște miște să-mi dai. Haide, tată, haide, tată, haide, niște liniște să-mi dai. Haide, mamă, haide, mamă, haide, niște liniște să-mi dai. Haide, tată, haide, tată, haide, niște liniște să-mi dai. Vedeți, tata care a plecat acum 13 ani, le cerea părinților lui, bunicii mei, așa a fost să fie, le cerea liniște. Și era firesc să le ceară liniște. Ce altceva să-i cer părintelui tău, să le cer părinților tăi, decât liniște. Și totuși, tata când s-a dus, ne-a lăsat nouă multe, evident nu tâmpenile de care scrie presa de milioane de euro și așa mai departe, ne-a lăsat multe și palpabile, dar mai ales nepalpabile, dar nu ne-a lăsat liniște. Altfel vă chipuiți. Și nu doar mie, poate și lui Dan Puric, poate și dumneavoastră, poate și dumneavoastră, ne-a lăsat neliniștea să ne căutăm. Între altele fiind spus, mie mi-a lăsat și neliniștea, că nu știu câți frați am. Adică mie încă... E o neliniște frumoasă. Da, da. Tata a stat foarte mult pe la Craiova, a venit deseori aici și de aceea după 13 ani de la plecarea lui, faptul că avem un singur proces de recunoaștere a paternității este pentru mine dezamăgitor. Păi la cât a muncit tata în țara asta? Așteptam mult mai mult. Dacă e cineva în sală care se simte fratele meu sau sora mea, haideți, haideți în familie, ne-am tăgășnit cu procesul. Dragă Andrei, sper ca eu să nu fac purici mulți. Mă lăsa
să vă trecem la și să vă destăinui. Apropo, de ce luăm de la părinți și de ce lăsăm celor de după noi. În urmă cu câteva zile m-a sunat un tânăr care urmărește fenomenul folk, fenomenul pe care îl continuăm noi și mi-a spus, am văzut că aveți un afiș cu domnul Puric la Craiova. Și îi spun, da. Și mi-a zis, cred că o să vin, îmi place foarte mult cum vorbește, parcă ar fi actor, păcat că nu știe să și danseze. Ce facem cu acești oameni care au memoria scurtă? No. Sau... Sunt prost informat și eu la Buzău, ți-am zis, a avut o, tot așa, întâlnire cu publicul și un domn, așa, vreo 40 de ani, a invitat două fete tinere. Haideți că vine, dar am puric să nu venim. De ce? Nu ne place. Dar de ce nu vă place? Nu ne place cum cântă. Dar să nu schimbați vorba. Când m-am întrebat dacă avem un răspuns pentru tânărul care dansează, pentru tânărul care se întreba de dansul dumneavoastră, chiar sunt mulți oameni care nu știu că până acum ceva vreme Dan Puric nu vorbea, ci făcea orice lucru pentru scenă. Asta cu pantomima. Că ei la Ministerul Culturii nu știu să zică pantomima, zic pantomilă. Mă mai întreabă dacă mai fac pantomile din când în când. Și zic, mai fac. Din când... A venit odată un moldovean la mine, m-a dus după spectacol și a zis, băi, fratele meu, tu ești genial, dar mateluță și vorbești puțin, nu? A pornit-o pocul. Mai pot. L-a întrebat pe Puiu Călinescu, ce face mama soacră? Niște se ține de bine, de masă, de scaun, dar nu cade. Așa și eu. Vă mulțumesc. Ce ați făcut dumneavoastră acum, domnule Dan Puric? M-a dus cu gândul la un cântec pe care l-am scris cu tata de mult, în anii aceia grei, între 85 și 90, când cenacul era interzis și eu și Carmen eram cenacului de acasă. Atunci am scris următorul lucru muzical și el mi-a dictat în câteva fracțiuni de oră. Când ceilalți nu au chef și nu te ascultă și nu-ți găsesc nici hazul și nici rostul. Îți trebuie inteligență multă să faci, să faci pe prostul, să faci, să faci pe prostul. Ei brusc vor deveni atenți la tine. Vai ce simpatic e colegul nostru. În lumea noastră cel mai bine ține să faci, să faci pe prostul, să faci, să faci pe prostul. De toate îți vor spori cu omenie postul. Tu nu uita prin vorbe deșucheate să faci, să faci pe prostul, să faci, să faci pe prostul. Și numai la ocazia cea mare, când se întâlnesc cel ce va fi cu fostul, arată-ne ce gândește de doare. Când faci, când faci pe prostul, când faci, când faci pe prostul, când faci, când faci pe prostul.
cunoaște glasul. Sunt două posibilități. Să faci pe prostul și să nu fii, și să faci pe prostul și să ajungi. Depinde de... Acum vedeți că poporul român are o timiditate așa și își apără condiția. Vine și o rușine. De câte ori mă duceam în turneu pe dincolo, găseam pe la vamă pe acolo, așa, vuze drumă. Are în Rumenie? E... Îmi zicea mie, maestru Dan Rădulescu, e cam bancul ăla, și că aveți bideul la baie, așa, așa, așa. Vesul român o dă la întors. Alții au făcut pe prostul și au ajuns în vârf. Și acolo au rămas proști. Acum fiecare interpretează ce vrea. Dar important este să înveți să te ferești de acești indivizi care sunt proști și cred că sunt inteligenți. Are, domnule, poporul român o inteligență că nu s-a dat prostit de istorie și de politică. Tot ce vedeți dumneavoastră acolo e un circ. Dacă, și așa a fost cam în toată perioada istoriei cu sărmana asta țară, e un soi de detașare ca la actorul de mare calitate. El nu e rol. Este detașat. Zicea mai actor Tomaso Salvini, plâng, dar un număr lacrimile. Știți care este detașarea poporului român? Umorul. Umor de tip aristocratic. El nu plătește impozit istoric. Nu se lăsă prăvălit de ea. Din exemplu, mă aduc aminte, în perioada comunistă, era unul pe stradă care mergea și făcea așa. Ce ai, domnule? Îmi spun bancuri, dar le știu. Este, da, este intraductibilă. Și uite, e foarte important să vedeți că în bancul românesc, în umorul românesc, el face pe prostul. Tu te relaxezi și odată îți trage covorul pe sub picioare. Să vă dau o structură de banc care arată inteligența și poziția poporului român în lume. Doi ardereni bătrâni în gară. N-o mere, mere, n-o du-te tu. Unde? O du-te și ia bilet. Deci am văzut, domnișoară, nici nu au două bilete. Zice, unde mereți? Și ăsta zice, pe da, ce te privește pe mata? Primul act spre neantul românesc. Se întoarce și disperat îi spune, zice, mă, trebuie să zicem unde merem? O jumătate de oră, sau summit internațional? Să nu-i spună. După care zice, mă, du-te, mă, și spune. Nu, du-te, zice. Domnișoară, dați nici nouă două bilete. Dar unde mereți? La nuntă. Fiți atent. Nunta este un eveniment. N-ai zis la Borșa, la Siet, dar este stație, este istorie. Românul, viața lui, evenimente. Naștere, botez, nuntă, mormântare. El trăiește din evenimente. El nu trăiește din istorie. Pe atunci aveți, dintr-o dată, că are o altă viață, trăiește în alt plan. L-a întrebat pe un țăran odată, prin 40 și ceva, bre, ce e timpul? Și timpul e acolo, și e băgat la mine în ceasul cu cuchii, înghesuit acolo. Ăla e timpul? Da. Numai ta nu trăiești în timp? Nu. Dar ce trăiești, măi, în veac? Păi, unde-i veac? Nu poți să fii mâna altă. O realitate temporală. Și că vine cu această țivărătă. Și o duci la gard și gardul lui era gardul cimitirului. Bă, acolo, uite, după șircile alea, sunt ai mei. Eu dimineața mă duc, vorbesc cu ea prin lumânări și pe urmă trec prin timp doar să cosesc. Și seara mă uit la zilele veșnice. Deci, să aveți Dom'le, cu timpul, românul a discutat așa. Acolo este Adrian Băunescu. Știți ce face o conștiință, un artist mare? Iese din timp. Ați văzut că noaptea de Paște, când se ocolește biserica, timpul are două dimensiuni, zice Mircea Eliade. Ăsta e istoric, irreversibil. Dom'le, ce a fost, nu o să mai fi. Da, dar este timpul reversibil.
care se întoarce și lucrează în istorie. Ăia la oculesc biserica în sensul invers al acelor de ceasornic. Adică către veșnicie. După care zice părintele, și o luăm până invers. De ce, părinte? În istorie, de ce? Să o sfințim. Toți mari eroi au însfințit istoria. Iisus Hristos, în 3 ani, el a trăit în istorie. A însfințit-o. Toți martirii au însfințit-o. Marile conștiințe se duc în veșnicie și vin înapoi în timp să o însfințească. Eminescu, iar timpul mort și întinde trupul și se așterne în veșnicie. Proverb românesc. Ceasul bate, vremea trece. Timp, ceasul bate, timpul trece. Vremea stă și vremuiește. Și atunci o să observați, eu observ pentru că mă duc prin țară, prin cătune, prin sate și prin orașe, și mă întâlnesc cu români de o excepțională valoare. Care mi-a zis, unul mi-a zis, domnul Dănuț, nu-i bine. Nu, domnul Dănuț, e rău că e bine. Cum, domne, o răsucești așa? Are instinctul istoriei. Vedeți că la noi nu o să găsiți niciodată un popor pe neamul, pe pământul acesta și în univers, care când calcă în rahat zice, ai noroc, du-te la lut. Ne-am zice, 60, era shit, merg, acum du-te și trage. Fă-mă, mamă, cu noroc și aruncă-mă în foc. O să vedeți că este o altă modalitate de a gândi. O altă modalitate de a ieși din istorie. Le-am dat exemplu, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, Dumnezeu să-l odihnească, că nu noi l-am omorât, ci, mă rog, tovarășii. Într-un concentrat atâta, se spărgea istoria, vizita de lucru în Spania. Avionul vine unul cu mâine scurt, un securist care a coabunut, care are fabrici, o zi, și tovarășul secretar general, când mă dau jos din avion, să fie garda de onoare și o să zică Buenos Dias, prezidente, și dumneavoastră trebuie să ziceți Buenos Dias, soldatul. Și tovarășul în plăie celor șescu secretar, el a zis, tovarășe, nu cred că le țin. Nebunița fuge tala să vorbească cu ceilalți tovarăși. S-a întors după 10 minute și a zis, tovarășul secretar general, am găsit, scris la manșetă aici. Și o întoarceți. Știți că am și un tremurat de sugă. Tovarășe, poate să vadă televiziune și se face râs. Partidul, Comitetul Central a fugit la convenă. Domne, și în final zice, nu știu că trebuie mai mergem și aici la cravată. O întoarce și așa mai merge tovarășe. A venit. Buenos dias, president! Poliesteros! Domne, ce ziceți, domne, de poporul ăsta, domne? Domne, vreți să învățați istoria poporului român? Și mie atât dau voie, terminul în facere de Lionul. Dar important este să vedeți structura care ne salvează. Summit internațional, George Cameron, Obama era mai veche treaba și prietenul nostru Putin, știți că eu sunt trecut cu partea rușilor, v-am adus cărți, dacă aveți rubli și copii altfel, nu iau nimic. Ca să fie foarte clar. Și în pauză s-au întâlnit și George Cameron a scos un ceas de aur cu diamant și zicea George, my friend, prietenul meu, din partea lui Barack Obama. Și Barack Obama și el a scos un ceas de aur alb cu perle și prietenul meu Barack de la George Cameron. Și Putin s-a uitat la ei cum se uită cu ochii lui când trec numai tancuri. Și a scos un ceas superb de aur, dar lucrare mai veche. Numai că pe ceas scria lui Ionel Ice Brăteanu din partea lui Carol I. Domne, domne, cum să nu-ți faci curție, domn? Dumneavoastră vedeți cum se răstoarnă. Cum se răstoarnă, tu-i mama măsii, cum să zic, o situație din asta. Vreți să vă dau esența poporului român în pandemia? Mă, stumba, nu a făcut eu popor român cu o băbuță care se ruga la o icoană cu Mântuitorul. Și a trecut domnul președinte Iohannis și a zis, de ce te rogi la ăsta? De ce te rogi la el? Pentru că eu sunt președintele statului, eu pot să fac orice dorință să... Și băbuța, aici este esența neamului. S-a uitat la icoană, s-a uitat la domnul președinte, a zis, bre, m-aș ruga și la matat dacă te-aș vedea răstignit. Și mai am una și-ți dau drumul.
Domnule, fac Sfânta Cruce, domnule. Eu am zis că am un câine, un labrador, sunt singurul puric cu câine din lume, care e mai deștept decât șeful statului și decât o guvernul. Genial. Și am ieșit cu el din parc. În parc cu mai nou, dacă vă uitați păpușile pentru copii sunt cu dinozauri, cu monștri și pentru fetițe cu prostituate, de mici ca să se știți. Și până se taie sexul și bă, bun. Și au făcut rost de un dinozaur, ăia de la municipiu, mare. Ăia copii dădeau cu peturi în el, cu... e disperat dacă se invite cu oribili, știți? Cu... Și la un moment dat a trecut o bunicuță, o doamnă foarte elegantă, geniu acestui neam, cu un nepoțel. Și nepoții m-a întrebat, bunico, ce-i ăsta? Și a foarte, așa zis, este un pterodactil. Și eu m-am dus cu câine, a zis, doamne, iertați-mă. De ce nu-i spuneți copilul adevărul? Am dus, dar ce trebuie să spun, domnule? Cum să-i spuneți că este pterodactil? Este domnul Werner Iohannis. Stați să vedeți! S-a uitat foarte atent și la mine și la dinozaur și a zis, nu, mai degrabă seamănă cu câțu. Ați înțeles? Deci schimbul a fost pac, pac. Aia dacă era tâmpită, vedea cum vă permite să ziceți așa ceva, dar se poate așa ceva? Intră în joc. Asta înseamnă inteligență rapidă, fantastică. Caragiale a sesizat-o, a intrat într-un... E adevărat adresa. A intrat într-o cârciumă și o hangiță tânără, frumoasă, de 20 de ani și nu s-a stăpânit așa să-i facă curte. Și a zis, ai niște ochi tulburători. Și el a privit. Și a zis, nu pot că mă omoară bărbatul. Scurt. Deci, vedeți dumneavoastră cum se răspunde? Intrarea noastră în Uniunea Europeană și decenția noastră de acum seamănă cu bancul ăla în care o doamnă frumoasă, la 30 de ani, stătea singurică în compartiment și a intrat un domn și reprezentabil, așa, stă 10 minute, un sfert de oră și se intră în vorbă. Se uita pe fereastră afară ploua și a zis, sunteți melancolică, doamnă. Și a zis, nu, sunt croitoreasă. Mulțumesc. Continuăm. Să vedeți ce o să vă fac. Ați vorbit de cărțile dumneavoastră, ați vorbit de oameni proști. Dumneavoastră aveți o carte despre omul frumos. Da. Adrian Promescu a scris un text pe care l-am în această carte, numit textul Omul prost. O să vi-l citesc pe tot, indiferent cât va dura, dar merită. Sper că se dă și la televiziune direct. Nu. Atunci nu merită. Atenție. Omul prost. Nu există om mai prost decât deșteptul speriat. Superb. Acum sunt niște bancuri. Acum a spus bancul ăla cu trenul. Păi da. Unul dintre primele bancuri pe care mi le-a spus tata când aveam vreo 9 ani și când m-a luat la el după divorțul de mamă. Un tip câștigă, un par de leam câștigă o excursie în Japonia. Și el era din Vinț, din Ardeal, se duce la agenția CFR și spune, nu vă supărați, aș vrea și eu să ajung la Yokohama. Poftim? Femeia de după sticlă. Unde? La Yokohama. Nu știu, nu știu. Mergeți la Alba Iulia, acolo frumos, că aici. Își ia un bilet, se duce la Alba Iulia. Bună ziua! Am câștigat o excursie la Yokohama. Cum pot să ajung la Yokohama? Poftiți? Unde? Yokohama. Ce e? Japonia. Ne scuzați, știți, trebuie să mergeți la București, la centrală. Ajunge omul la București, cere bilet, până la urmă îi se dă bilet, ajunge și face vacanța la Yokohama și când vrea să se întoarcă acasă, se duce în gara Yokohama și spune, să rămână, aș vrea și eu să ajung înapoi acasă, la Vinț. Care? De sus sau de jos? Da. Domnule, Andrei, că ai zis un banc, haideți să vă spun eu ce mi s-a întâmplat mie pe bune, în Coreea de Nord. Eu am jucat acolo. La festival de pantomilă și de dans. Altceva nu puteați juca în Coreea de Nord. Nu, nu. Și m-a prezentat o coreancă superbă, avea așa o crinolină uriașă. Ei săraci înainte erau așa, aplaudau pe butonul ăsta. Soyo! Kido, yo! Și m-a întrebat ce subiect prezint. Eu făceam crătite, ridicam halte, numai prostii. Și mi-a zis că am voie doar două subiecte. Omagiul conducătorului iubit sau lupta de eliberare a poporului român. Și mi-a zis lupta de eliberare. Și când a văzut Corinica că fac clătite, când cad clătitele în cap,
În 10 minute s-a făcut aproape o oră. Prezentarea a fost extraordinară, că de la prezentarea mi s-a... Ei nu pot să zică R. În loc de R, zic L. Și pe mine mă cheamă Puric. Nu realizați? 10 minute m-a prezentat, parcă a fost și unul zis, ei, tu s-a uitat la Puricul, dar... Bine că vă las pe mine. Da. E tot sotul, că ai intrat la Puricul Dan, că la altul l-a ținut un sfert de oră cu Puricul Dan. Și asta spun că, vezi, una este în banc, asta este în realitate. Eu sunt foarte pățit că am mers peste tot și am văzut. Sunteți neomarxist? Că dacă vă schimbați sexul, se poate rezolva și... Eu am spus că din Puric nu mă fac ploșniță, e o chestie care o poate privi personal. Dar sexul este fluent. Să știți că când să ajungeți la autografe, o să vă dau câteva semnături. În America sunt deja 70 de sexe notate. Ne putem alege. Este foarte... Mai funcționează? Dar cum să nu? Uite, te rai la televizor. Începe bărbat și termină neamt. Hai să ne întoarcem acasă, că dacă intrăm la spitalul de nebun, nu ne mai întoarce nimeni. Figuranții care cred că sunt nemuritori, figuranții au ajuns celebri, dându-le o travă la actori. Nu există veste mai urâtă ca măruntul zornăit de lanț. Sar la cârmă moașe comunale, lumea-i pe mâini de figuranți. Regizorii au fost uciși încet, actorii nu se simt nici ei prea bine. E vremea șefilor de cabinet și a foștilor tălmaci de din străini. Ridicați de tot, în deceniul profan, figuranții în top, figuranții în prim plan. Ridicați de tot, în deceniul profan, figuranții în top, figuranții în prim plan. Prostul ăla ce-a umblat cu tava a ajuns să fie el servit. Două viziuni, aceeași piesă, pentru un figurant nenorocit. Nici măcar acces la tragedie în curând nu vom putea avea. Figuranții deformează totul ce caricaturi în temenea. Regizorii au fost uciși încet, actorii nu se simt nici prea bine. E vremea șefilor de cabinet și a foștilor tălmaci de listră. Ridicați de tot, în deceniul profan, figuranții în top, figuranții în prim plan. Ridicați de tot, în deceniul profan, figuranții în top, figuranții în prim plan. Societatea actuală. A făcut Adrian Ponescu în 1995. Păi situația a rămas de neschimbat. E mai veche. Eminescu a zis principiul selecției inverse. Se face o temperatură la care toate nichelele se ridică. Restul valorile pleacă dincolo sau sunt astupate. E mai veche treaba aceasta și Brâncușa trebuie să plece de aici din cauza unui idiot. O să vorbim despre asta dacă mai avem timp. Dar vedeți ce se întâmplă cu copiii dumneavoastră, care au în ei un potențial fantastic. Ei n-au un câmp de manifestare. Eu mă uit în teatru, în asta, este totul poluat, este... Și se substituie. Comuniștii au continuat, au luat din marginea satului. Lepra satului a făcut primar. Și sau rare ori, la cârma statului, s-a găsit câte un om de glie.
rare ori. Și atunci poporul a mers cu el. În rest, vorba al profesorului Nicolae Iorga, poporul a luat conducerea pe dedesubt, exact astăzi. Este vorba de o conducere sufletească. Nu politică. Știți, Aristotel zicea zon politicon, omul cetății. Da, trebuie să te manifeste în cetate. Da, dar mai este și ființa liturgică. Omul liturgic, care are alte dimensiuni și care este cetățean al cerului, nu cetățean al cui doresc ăștia. Aia este un buletin. Cineva, un filozof mai bine hrănit din România, m-a acuzat de legendarizare. Păi da, poporul român pleacă din mit. Oricare popor vechi de pe suprafața Pământului pleacă din mit, din legendă. Pentru mine, bunica mea, mama este o poveste frumoasă. Nu poate să fie un număr de deces și un CNP nenorocit. Sufletul omului și în rugăciunea Tatăl nostru zice pâinea noastră într-o ființă. N-a zis pâinea noastră într-un mol. Este o altă dimensiune pe care noi românii o avem și asta ne-a ținut extraordinar de mult. Categoric, cum să zic, războiul acesta zilnic cu scursurile, cum să zic, societății, cu marginalii societății, este mai rău, sigur, aici în România, pentru că are un trecut de corupție fantastică. Societățile civilizate care s-au ordonat, în azul cu un român în străinătate, dacă muncește imediat, poate să se realizeze cât se poate de bine din punct de vedere material, dar nu sufletește. Gândiți-vă că aici, în România, în acești 30 de ani, cineva ar fi pus în atât de bine liniile de performanță, câmpul de manifestare a poporului român, că eram înfruntat și Europa. Nu plecau 7 milioane dincolo. Și atunci, vedeți, trebuie văzut în mod real, pentru că trebuie lupta zilnică. În România este o luptă zilnică. Și mai ales o luptă a valorii. Un mare pictor, Henri Matisse, spunea că un artist mare este mare atunci când începe să-și apere opera de artă. Un părinte adevărat, astăzi este părinte adevărat când își apără copiii față de procesul educațional schimbitor care vine. Aveți o carte acolo care m-a zis Omul Liber, care am dedicat-o în mare meu profesor de filozofie, Gheorghe Ceaușu, și mi-a zis, băi, Dane, în spirit și în educație, pui acum și după 10 ani. Uitați și iau ăștia după 30 de ani. Că nu-i de ajuns să zici, doamne, lichele astea. Nu, nu. Important este să înveți, să-i vezi, să lupți și să faci loc valorii. Demersul nostru astăzi, sigur că artistul strigă în cetate. Regele e gol. Noi trebuie să ne dăm seama astăzi, în România de astăzi, care este ca o corabie care se scufundă, că putem arunca orice peste bord, dar nu credință, nu tradiție, nu copii. Aruncați ce vreți. Fondurile europene, educația străină care vine de dincolo, ideologiile patologice, nu vă aruncați ceea ce vă ține la suprafață. Corăbiile astea, unde suntem invitați să urcăm, e corăbioara aia mică a lui Hristos, care când au trezit, în plină furtună, în Marea Galilei, nu e mare, e un lac. Și e foarte liniștit. Dar are un fenomen meteorologic teribil la un moment dat, în câteva minute, se poate dezlănțui o furtună catastrofică. Se pare că asta a fost atunci. Ucenicii nu se puteau speria, că erau profesioniști în navigație, s-au speriat. Deci înseamnă că a fost la limita fricii biologice, cum ar fi acum un cutremur. Și atunci s-au dus și a zis, ce faci învățătorule? Ție nu-ți pasă că noi ne înecăm, dispărem? Și se spune că s-a ridicat, nu i-a privit, a certat natura. A zis, taci, liniștește-te. Și brusc s-a liniștit. Sfântul Ioan Gură de Aur spune ceva extraordinar. Niciodată o furtună nu se liniștește brusc. Și așa. Dacă stați de vorbă cu un medic oncolog, cu mare experiență, nu făcături din asta de ultima generație, sunt cazuri în care îl trimite pe pacient acasă să moară și după 3 luni se întoarce și zice, dar dumneata n-ai avut niciodată nimic. Profesorul Ceaușu îmi spunea așa, dacă nu crezi în minuni, nu ești creștin. Gândiți-vă în ziua de astăzi. Poporul român n-are decât un singur sprijin care a avut întotdeauna. M-a zis Alexandru cel Bun. A rămas ieri scris. Singurul sprijin care îl avem e Dumnezeu. Gheorghe Brăteanu, în proximitatea celui de-al doilea război mondial. Singurul prieten al României este Marea Neagră. Astăzi nici Marea Neagră. Și atunci nu lăsați lucrurile în trecut. Și aduceți-le în proximitatea de astăzi.
Ce preferați? În corabioara aia mică a lui Hristos sau în Titanic? Este elegant. Vine cu facilități extraordinare. Este ispititor. Știți ce a zis comandantul Titanicului când a drumul la apă? Pe ăsta nici Dumnezeu nu poate scufunda. Și în 1912 sau 13 s-a scufundat, a fost o catastrofă. Și atunci vezi că românul are o susceptibilitate întemeiată de memoria rănii. Este pățit, bunii mei prieteni. Poporul român este pățit, n-are experiențe istorice. Noi n-am avut sifilisul războiilor religioase. Noi am fost cu minți, așezați, echilibrați, armonici. Și apropo de relicve sufletești, trebuie să vedeți puțin în timp, așa cum Mihai Viteazul mergea cu lumânarea în spatele coșciugului lui Andrei Batori, dați înapoi cu 299 de ani înainte lui Hristos și să vedeți că conducătorul geților Drumihete l-a învins pe Lizimah, regele Tracii, și nu i-a tăiat. L-a invitat la masă și i-a servit generalii un vas de aur. Și a zis, vă place? Păi dacă voi le aveți pe toate astea în țara voastră, de ce veniți la noi să le luați și să le cuceriți? Puteți lua ceea ce a spus Plutarh, spune lucrul acesta, Drumihete, și să o puneți astăzi pe lumea care vine. Dacă voi aveți toate lucrurile astea în țara voastră, de ce veniți la noi să ne le luați și să ne cuceriți? L-a eliberat, mă rog. Și vedeți o constantă, o constantă a sufletului românesc. E în perioada celui de-al doilea război mondial, în 43, când americanii au bombardat, au murit 3.000 de oameni nevinovați. Și la un dat au tras și artileria și cădeau parașutiști, erau așa. Scriau pe ei să nu mă ucideți, că scriau că suntem babuini. Știți, vă urăsc să citiți în documente, le găsiți. Unde cădeau piloții americani, sătenii îi luau acasă, prima mâncare, vedeau să discutau cu ei, îi pansau, îi ajutau. Pe urmă au anunțat jandarmerie. Ordinul pe care l-a dat Mareșalul Antonescu a fost unul omenesc. Aveți grijă de ei. Nu o să mai vedeți nicăieri în toată Europa Occidentală un asemenea gest. În situația în care românul a fost prizonier, Dimitrie Bejan, mare martir și, cum să spun, preot martir, la Oranchi. Oranchi este o mănăstire unde se duceau țarii ruși înainte. Și în 1918 a venit o delegație militară comunistă. Erau 11.000 de călugări și preoți. Și a spus, mergeți cu noi spre comunist sau... Și episcopul a zis așa, cu comuniști sau cu Hristos? Și au zis, cu Hristos. Și în câteva zile, cam 300-500 pe zi împușcau. Unii săpau groapa, alții împușcau. 11.000 au murit. După care acest Oranchi a devenit lagăr pentru prizonierii români. 13.000, nu numai români, germani, japonezi, mai știu ce. Și Dimitrie Bejan spune următorul lucru. Vă rog să fiți atent la fragmentul acesta de viață. Nu se învață în istorie, pentru că noi trebuie să fim scursura Europei, noi trebuie să fim ultimii oameni. Eu nu vorbesc de mândria de a fi român, ci de demnitatea, demnitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Deci, 3.000 de inși, bluza asta mea e groasă. Iarna, cu topoare așa, deținuți, câini, lupi, stânga-dreapta, mitraliere, duși să taie pădure. Mulți mureau, cădeau pe drum. Și s-au întors și au trecut prin un sat, unde deja Stalin dăduse drumul la înfometare și au ieșit copilași de scuți cu burta mare și abia frică și la soldați. Și ce, ca la un semn, spune părintele Dimitrie Bejan, tot regimentul de 3.000 de inși s-a oprit și a făcut următorul gest. Rația lor de pâine au dat-o copiului. În clipa aia a căzut santinela sovietică în genunchi. Și atunci, dacă poporul român are acces la asemenea gesturi de constantă sufletească. E istorie? Nu este istorie. Este atitudine veșnică. Uitați cu ucrainienii, amăriți acum. La granță au primit, au dat. N-au mai pus nimeni problema că ne-au luat Bucovina, că luau și pe amărâtul ăla în frunte. Au zis, ia bă, de omul necaz. Șterge totul că este iertare. Și atunci vedeți poporul român în acțiune. Știți ce am constatat? Că cei de dincolo n-au observat lucrul ăsta. Că n-au aveau, pentru că n-au aparat. N-au organul interior ca să vadă. Spunea Mircea Vlăcărescu, marele martir al închisului românești pe care s-au făcut criminal de război, amărâți ăștia. Cea mai bună atitudine în fața unui om care își mărturisește tragedia este să taci. Vă dați seama, anul 2021-2022, când a izbucnit de război acesta, a fost vreo legislație, dar a venit după și amărâți ăștia. În restul a dat.
Ăsta este neamul românesc în esență. Este mila. Este o milă care provine dintr-un soi de credință autentică. Spunea Sfântul Apostol, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, creștinul tot timpul pe valuri. Are doar trei porturi unde oprește. Zice, iertarea, iubirea de aproape și credința. Acolo sunt. Trei porturi. În necaz, în suferință, am oprit să-i ajutăm. Nu a mai pus nimeni probleme politice, teritoriale. E necaz, omul, domnule. Ajută. Nu se pleacă de la acest epicentru de spiritualitate românească. Izbăvitor, care poate să fie model pentru o Europa întreagă. Am văzut un amărât de comisar european se mira în Dobrogea, we are together here, pe bani norocitule, sunt 18 etnii care, uite, așa au fost. Nu și-au făcut plăcuțe pe piept că sunt evreu, că sunt armean, că sunt tătar. Bunicul, tata lui tata, Dumnezeu să-l odihnească, că nu l-am prins, era primar la Cernavoda, el fiind gorjean, a plecat cu oile din Gorj de aici. Și a ajuns primar la Cernavoda și Cernavoda era cel mai cosmopolit orășel din România. Cu 18 etnii. Și a zis așa, mă, nimeni nu și-a pus problema că e grec, că e tătar, că e armean, că e evreu. Important era să fie om. Uitați-vă la om de omenie, zice românul. Măi, m-a omenit. De ce nu se ia această constantă și să se dea model? Pentru că nu poți să urmezi decât dacă ai ceva în tine. Are nevoie, aveți dumneavoastră nevoie de cineva special care să vă vină să vă învețe, să fiți milostivi, să știți că o societate filantropică nu poate înlocui mila omului. Aia este o societate de caritate care sunt bune, sunt frumoase, funcționează. Aici este vorba de un duh. Mihai Viteazu a avut milă. Când a făcut. Mareșal Antonescu a avut milă. Țăranul român, când a văzut pe parașutistul ăla american, că a căzut acolo, l-a luat în casă. Nu l-a călcat în picioare. L-a hrănit, i-a dat să mănânce, să bea. L-a pansat cât a putut. Și între timp muriseră 3.000 de români vinovați, că au tras și în civil. Până și-au cerut scuze, că n-am știut noi. Contează constanta. Contează aceste relicve sufletești pe care noi le avem sufletește noi. De asta vă spun, nu dezarmați. Poporul român are în inima lui o comoară. O comoară sufletească care din timiditate nu scoate. Vă trebuie dumneavoastră o ideologie. Vă trebuie, și cu asta termin, profesorul Ceaușu, un om liber, m-a întrebat, în 86, era profesor și păi, da, e bun. Tu te uiți, mă, la serialul ăla, Dallas? Da, domnul profesor. Eu sunt uitat toată România, nu mai înțeles mii de gata. Și îți place? Zic, interesant. Zic, scenariul, uite, așa, palpitant. Zic, Fiți atent aici, privire de țărat. Băi, Daniel, tu te-ai uitat în spatele lor? Zic, în spatele cui? A personajul. Păi, da, ce? Ai văzut vreodată vreo carte? Nu. Am văzut whisky? Treabă bună. Asta vine peste noi. Popor de somnoroase păsărele, ascultă aici aceste vorbe grele. Privește de la Tisa până la Nistru și vezi cum ne fură în chip sinistru. Cine nesimțit v-ar venit, ipocrit cumplit, delator, trădător, impostor, turnător, cașcaval ilegal, acefal trivial, criminal imoral, animal penal, ticălos odios, tuturos dușmanos, măgar vulgar, totalitar avar, negoț de hoț, chiloți umoți, repetent obedient și prost anost. Popor de somnoroase păsărele, ascultă aici aceste vorbe grele. Privește de la Tisa până la Nistru și vezi cum ne-au furat în chip sinistru. Ne dau din Eminescu doar acele lucrări cu somnoroase păsărele. El la dușmani nu le oferă florile, ci numai ciori și apoi spânzurătorile.
Poetul e mai mult ca un ministru, în țară de la Tisa până la Nistru. Ce-ar fi, prieten, să ne cadă Fisa, că țara e de la Nistru până la Tisa. Și să învățăm clasici texte grele, altfel doar vrăbi proaste vom rămâne. Că-n lupte, dacă suntem păsărele, degeaba e imn, deșteaptă-te române. Popor de sorboase, păsărele, ascult aici aceste vorbe. Privește de la Tisa până la Nistru și vezi cum te-au furat, cum te-au furat în chip sinistru. Sunoroase căsărele, vedeți cum strigă poetul? Popor de sunoroase căsărele, ca să ne trezim. Vă mulțumesc, textul e al meu. De tine vorbeam. Știți că mi se spune de mult că și când scriu eu un text pe lângă cele 100 pe care le cânt din tata, domne, frumoasă poezia scris taicătul. Un uriaș înghite și ce fac ceilalți pe lângă el. Și asta este un mare compliment. Vă mulțumesc. Da, da. Să ne întoarcem la corăbioara aia unde Hristos dormea. Dacă ucenicii erau români, nu trezeau. Fiți atent aici ce proverb. La neamul ăsta vechi. Vechi. Poate cel mai vechi din Europa. Dumnezeu pare că doarme. Cu capul pe mănăstire și de nimeni n-are știre. Pare că doarme. Apropo de păsărele, era o fabulă teribilă, o vrabie bătrână, îmbătrânită în pușcă și într-o pușcă adusă de curând era o vrăbiuță care fusese prinsă cu două zile înainte. Și vrăbiuța se zbătea, dea cu ciocul în gratic, cu aripioarele și pasărea bătrâne zice, ce te zbătea? Că nu o să-ți dea nimeni drumul. Eu aici sunt de ani de zile, aici să murim. Sau dacă o să ne dea drumul, o să ne dea drumul din întâmplare. Și nu ascultă. Conștiința nu ascultă media gândirii. Tot se dea cu capul de drum. Și într-o zi a trecut un copilaș și a fost foarte impresionat de fugi, a căzuți, de ciocul plin de sânge și a dat drumul la vrăbiuță. Și așa, de mine, a dat drumul și la cea bătrână. Și aia bătrâne. Și ai văzut că dacă a fost să fim liberi, ne-a dat drumul. Și păsările care zice, da, ești liberă. Dar ești liberă pe sângele meu. Se constata ceva în istorie. Din când în când, câte un sprangiu din ăsta care se ridică deasupra celorlalți, un făt frumos de genul ăsta care se zbate. Se zbate. Și datorită zbaterii lui, poporul român mai are o gură de libertate. Păi Tudor Vladimirescu, dacă vă uitați la minunea asta, așa. L-a omorât. Știți ce a zis înainte, a omorât dreptul. Un lucru care pot să-l zic de ani de zile celor care trădează țara asta. I-a privit în ochi și a zis, neam de sulci. Dar nu se referea la poporul român. Cei care îl trădaseră lângă el. De ce mi-am dat exemplu? El s-a zbătut bietul de el. Iar după moartea lui, a fost un seism. Au căzut toate domniile fanariote și s-au întors la domniile pământene. Datorită lui a fost posibil unirea principatelor. Datorită lui a fost posibilă independența. S-au creat premize. S-a creat o stare sufletească, un duh care a lucrat în timp. În timp s-au speriat. Uitați-vă
e câte un voivod, câte o conștiință care se zbate și după care, în timp, se întâmplă ceva. Brâncuș, care este tot fiul acestui pământ, a spus că nu există energie morală risipită în zadar. Vă duceți la Târgu Jiu și vedeți cel mai frumos lucru care există în arta contemporană. Un țăran român din Gorj a ajuns artistul secolului 20 și l-a rugat soția primului ministru Tătărescu să facă ceva pentru cei care au murit în primul război mondial și în speță lupta de la Podul Jiului, săraci. Mai rămăseseră câțiva soldați, erau bătrâni, copii, femei și jandarmul a zis, trageți-vă unul după altul ca să creadă că avem mitraliere. Au ținut pe loc 3 zile divizia 11 bavareză. Și țăranul Brâncuș s-a întors la Paris și în loc să facă, sigur, ați văzut că noi avem foarte multe monumente cu soldați, sigur, figurative, n-a făcut nimic. Și tot ne-a dat câte ceva care ne obligă la descifrare. Ne-a dat o masă a tăcerii cu niște scaune. Dacă stai pe scaunul ăla, nu poți să mănânci McDonald's sau ce vrei tu, că e distanță. Scaunul este în formă de clepsidră. Acolo trece timpul. Acolo stăteau cei care se duceau să moară. E meditația de dinaintea morții. Urmează alea scaunelor și poarta sărutului. Și într-o zi am citit Petre Pandre, tot oltean, mare gânditor, prieten cu el, și a zis, spune-mi și mie, a rugat pe Brâncuș, ce vrut tu cu poarta sărutului? Foarte zgârcit în a-și explica tainele țăranul ăsta de geniu. Și a zis, băi Petrică, bă, fiți atent aici, că nu o să mai găsiți pe toată suprafața pământului. Fiecare neam, bă, după ce are o victorie, trage un alt de triumf și trec aia pe dedesubt cu pradă de război, cu victorii, cu lauri. Mă, aici noi suntem o localitate mică. La noi nu trec nici cu pradă de război, cu nimic. Trec cei care au supraviețuit, se întorc înapoi acasă să iubească. Ca neamul să trăiască. Brâncuș. Și mergeți. Deci se întoarce să iubească. Nu se roagă prăpăd. Ei s-au ajuns apărat. Și alea eroilor trece prin biserică. Trece prin biserică. Și dincolo de biserică se înalță, ziceam, la arte plastice, am făcut liceu de arte plastice, școala și fiți atent cum lucrează Dumnezeu prin prunii și erați, că aveam 14 ani și m-a întrebat profesorul Pascu Dumnezeu să odinească, bă, Dănuț, tu știi, bă, cu ansamblu de la Târgu Jiu, zic, știu, domnul profesor, coloana fără de sfârșit. Bă, asta zic comuniști, vă dați seama, în 73, să aibă corect, asta zic comuniști, mă, coloana fără de sfârșit, coloana infinitului. Vino cu acea. Și mi-a arătat la tablă, știți, romurile alea, așa, așa, le-a făcut în perspectivă. Sunt coșciuge. Coșciuc peste coșciuc, peste coșciuc, peste coșciuc și ultimul deschis. Băi copile, este coloana jertfei fără de sfârșit al acestui neam. În același timp, o chestie tipic otenească. E stâlpul casei. Stâlpul casei, ăla care l-a cerdat țăranul și îl băga lângă cruce ca să-i sprijine sufletul. E suflet peste suflet care se sprijină spre Dumnezeu. Nu se găsesc nicăieri. Asta a lucrat cu intensitate, cu o febrilitate extraordinară. Dacă vă duceți la orice, cum zic, ore diferite, să vedeți cum cade lumina. Și cum se jnește spre Iubia, este esența poporului. Eminescu, lui Gheorghe Panule, zicea, dragă Panule, poporul românește și ne întrerup de martiri, 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 fără să știe că și-l va fi martirizat. Asta a făcut Brâncuș. Martiri, martiri, martiri. Și ultimul deschis. Este deschis. Și atunci, când vezi, la 21 de ani, l-a chemat ministrul culturii de asta și pleca din România. Și a zis, gândiți-vă, m-a întrebat unde Mihai Viteazul, statuie Mihai Viteazul în București, ansamblul acela de statui, Spiru Haret, Gheorghe Lazar, Ionel Drădulescu.
Și la 21 de ani niște au văzut că el are geniu și au zis să facă el acolo. Și a venit cu schița și la Sfântul Haret a făcut o fântână. Și la n-a înțeles nimic. Cum nu înțeleg ăștia nimic din potențialul poporului român, dar să dăm să înțeleg dacă o sufletul cât. Și zice asta. Și a zis, domnule ministru, Sfântul Haret pentru noi a fost apă. A fost fântână. Ne-am adăpat. Într-un popor de 80% de analfabeți, nu de tâmpiți. A fost, acest armean românizat, a fost pentru poporul român și reforma învățământului. Și Puștiu de 29 de ani a zis, a fost apă. El gândea cu secole înainte față de sculptura europeană. Aveam în clasa 5, a zis, și-a plecat. Și atunci sunt statui pe care fac porumbei. Când ești cu mașina rapid, mai vezi nasturii? Nu. Eram la Chicago, luasem un premiu și m-am dus la muzeul de artă. Mă duc și eu să văd, aveam liber acolo după o săptămână de tras. Și era o Picasso, brac. A intrat un american, mânca un șaorma așa și la arta modernă, Picasso, brac. Și din toată a făcut așa. Se legăna în cer. N-a mai mâncat. Era peștele lui Brâncuș. I-a zis, n-am ascultat peștele în notul. Lucrea în lumină. El lucra odată cu lumina. El nu mai avea buricile degetelor. Când era micuț, aici, la hobby, s-a dus și a fugit, nu știu, pe unde, la spălătorie chimică, ca să și nu mai avea. Iar la Paris s-a spălat vase și avea un indian, un copilaș care îi mângâia, ca să spună să cizeleze, să vadă la maximum cât de rafinate sunt lucrările. A cizelat, a cizelat, a cizelat, a cizelat. Și atunci aveți, cum este posibil, vă spun astăzi, acum, pentru copiii noștri, avem dreptul să le spunem că România este terminată? Radu Rosetti, marele memorialist, într-o carte care se numește Ce-am aflat de la alții, Moldova, 1835, care a trecut să suzeranitate otomană, protectorat rusesc, domnie fanariotă, ca astăzi la noi, și românul în colibe. Și pe urmă, la 1870-1880, ce a urmat Eminescu, Ștefan Chian, Georgienescu, Grigore Antipa. Cum a dat acest pământ niște genii dintr-o zonă de, cum zic, primitivitate istorică? Pentru că astăzi ceea ce trăim noi este o primitivitate istorică pudrată democratică, perversă. A zis bine cineva, dictatură fără lacrimă. Nu suntem buni, n-ați văzut cum i-au trimis pe ăștia în plină pandemie la bietul român, când ne ferecau cu măștri, i-au trimis pe aia să culeagă, ce culegeau, domnule? Sparaime! Și m-am întâlnit cu un român odată în fața acasă. Și că vreau să vă strâng mâna, de ce? Știți că eu culegeam sparaime, dar când mă întorceam acasă în bordelul din Germania, vă citeam cărțile. M-am cutremurat. Există pe desul, nu vă luați după populația mețită. Nu vă luați după româncuri, săraci. Ăștia, fiecare țară are degenerați. Mai că noi am fost, vă rog să puneți în ecuație, noi am fost în vecinătatea marilor imperii criminale. Criminale. Gândiți-vă că, cum să zic, trasul pe roată nu l-am inventat noi. Noi am fost trași pe roată. Are Adrian Popnescu un vers, te rog să spui. Și vi-l spun pentru că am discutat despre, la început despre lacea lui Horea. Oricând s-ar ivi vreo încercare amară la brâu să vă stea mai aproape de mâini, spre drepturi în țară și pacea afară, cu lancea lui Horea la luptă români. 1984. Domnule Buric, ați vorbit, ați amintit genii, nume, multe, ați vorbit de Brâncuș de câteva ori. Adrian Păunescu era obsedat de o formulă pe care Octavian Goga o spusese exact acum 100 de ani despre Avram Iancu, că îl preocupa soarta integrală a neamului și prin asta este probabil cel mai tragic dintre eroii noștri. E, la rândul lui, Adrian Păunescu, chiar și când v-a scris, dragi prieteni din Oltenia, chiar când v-a scris în 1983 Cântec pentru Oltenia, pentru un pretext sportiv, nu s-a lăsat până când n-a amintit în Cântec pentru Oltenia, salut fratern Moldova-Bucovina, salut fratern Ardeal și Tuvanat, Muntenie, Fitogro-Cesenina și Maramureș, neîngenunchiat.
Deci nici atunci când se gândea la fotbal, Adrian Popescu nu pleca nici o secundă cu gândul de la... de la întreaga țară. De bucurie rar a avut în parte în unele duminici pe anunț. Suntem oteni pe viață și pe moarte, suntem oteni, adică suntem mulți. Un ros ne-a dat măicuța noastră dulcea, să fim dintre români cei mai fierbinți. Din Dol și până-n Olt și până-n Vâlcea, și până-n Gor și până-n Mehedinți. Oltenia eterna de la romani, un cântec care astăzi și-n privind. Hai Universitatea, hai Craiova, cu campioana unei mari iubiri. Haideți! Oltenia eterna de la romani, un cântec care astăzi și-n privind. Hai Universitatea, hai Craiova, cu campioana unei mari iubiri. La tricolorul românesc se închină și face jurământ în luptă azi. Oltenia a lui Mihai nostru cel vitraz, Oltenia pantură a lui Tudor și a lui Archezi și a tuturor duși, Oltenia celui mai mare sculptor. Cânte care astăzi și-n primiri, hai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Cred că mă încurc. Oltenia eterna de la Roma, cânte care astăzi și-n primiri, hai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Minunat ce faci. Întreba cineva, domne, ești cam neliniștit așa și nu-i lași pe ăștia deloc. Zic, păi de ce o să-i las? Și o să vă spun un secret. Cred că l-am mai zis poate o dată și nu mai este un secret, dar este ceva care îl recunosc în mine. Aveam vreo 14 ani și tata m-a făcut la 53 de ani când a avut timp. A deschis așa cartea și mi-a zis, mă, tu știi unde a fost făcută declarația lui Tudor de la Padeș? În casa cui? Păi nu știu, nu știu. În casa bunicului meu, al lui Purec Panduru, nu l-a trădat niciodată. Dacă vă duceți la Padeș, mai sunt niște familii Purec. Tata de frica comuniștilor a trecut Puric pentru mine. Și atunci a văzut că îmi fierbe sângele la un moment dat. Dintr-o... ce înseamnă, știți, că el a fost trădat de prietenul cel mai apropiat. Aici este o problemă. Nu, poporul român nu are inflație de trădători, sunt alții mai trădători decât asta, dar la noi este mai complicat pentru că noi suntem un popor creștin. Noi suntem un popor creștin și atunci trădarea are dimensiuni cumplite. Știți, există un poet libanez, a fost Dumnezeu să-l odihnească, o conștiință mare, Khalil Gibran, care a scris o cărțilie mică, teribilă, Iisus Hristos, Fiul omului, și la un moment dat a vorbit de trădarea lui Iuda. Și zice libanezul, în locul lui Iuda, și eu, Iuda, zice, și el, vroiam să facem un regat. Dar el vroia ca în regatul ăsta toți să fim prinți, pe când eu am vrut să fiu numai eu. Și eu nu-i suport pe cei care mă trădeau. Adică Iisus îl trădase pe Iuda, ca și cum noi trădăm conducătorii care ne vând. Nu invers. Și la un moment dat, spune, după ce l-a trădat, Iuda se dădea cu capul de pietre și zicea, Doamne, ce mă fac eu cu libertatea asta fără aripi? Și dacă vă uitați,
la această tărie sufletească care nu face concesii istoriei, ea provine dintr-o lipsă de negociere a țăranului român cu ceea ce este nenatural și ceea ce nu are legătură cu Bunul Dumnezeu și cu omenia. Este un fel de fixitate. Emil Racoviță, care a studiat viața din peșteri, a găsit așa niște elemente submicroscopice zoomorfe care nu se osificau. Se pulverizau în pământ, se topeau la soare, nu se osificau. Și Mircea Eliade zice, asta este esența poporului român, în folclor, nu s-a osificat. Vorbeam cu maestru Zamfir și mi-a zis, Dane, știu, 3450 de melodii românești. Înseamnă 0,001 din folclorul românesc. În clipa în care ne-am fi osificat, dispăream din istorie. Noi vedeți că și acum încearcă să ne osifice. Este neamul vechi. Emil Racoviță la specie zicea neamă. Adică să meargă. Noi vedeți că ăștia zic adaptați-vă. 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 Specia, evoluția, am mers prin adaptare. Și moldoveanul ăsta de Emil Racoviță zice specia care se adaptează tot timpul are toate datele să dispară din istorie. Știți că Brâncuș a stat 2 zile la Rodin în atelier. Și a zis, la umbra stejarului nu crește decât iarba. Ea a venit cu o civilizație, Henri Moore, marele sculptor, al secolului 20, a zis, Brâncuș a curățat brusturii din sculptură. De unde vine lucrul acesta? Care este logica care vă poate duce, într-un stat care are o cultură instituționalizată ca lumea, unde sunt o temperatură culturală, te aștepți? Și dintr-o dată, într-o țară de clăcași, de iobaci, vezi că sare unul așa. Știți? Așa, un vârf din ăsta care pune într-un salt geometric, nu-l poți ajunge. De asta v-am zis, dorința aceasta a noastră de a fi uniți. Marx a spus că națiunea este un construct politic, istoric, un construct politic și economic într-o fază a istoriei și care va dispare odată cu istoria. Asta e doctrina care vine peste noi. Păi dacă ziceți țăranul român care a plecat cu pușca de la 1877 la 1916 că el luptă pentru un construct, săracul, el, Marx, n-avea legătură cu pământul ca țăranul român. Destinul tragic al acestui popor îl explică foarte bine unul din marii filozofi interbelici, Vasile Băncilă. Spune că, din punct de vedere geografic, poporul român are o condiție mirifică. Numai de la Petroșani, când a venit până aici, zicea Simeon Mehedin Sovej, la 20 de kilometri se schimbă peisajul. Nu o să găsești țară în Europa cu varietatea așa. Din punct de vedere istoric, avem o condiție catastrofică, pentru că e țară pradă. Este, ea vine, trebuie să o prădeze. Acum, să o prădoiască. Acum, mai nou, vor să prădoiască sufletele copiilor noștri, ceea ce până acum nu s-a făcut. Și atunci, pentru că ei și-au dat seama că noi am rezistat în credință și în bordeie, în familie. Ai vrut de mamă și de tată. Știți că când am pușcat, apropo, aici, în Oltenia, am dat de un nenorocit, săracul și pe intelectual, în revista 22, pe de capul lor de nenorociți. Au zis că n-a găsit niciun moment de demnitate în istoria poporului român. Mircea Eliade, aici în Oltenia, era tânăr și a ajuns într-un sat în Oltenia, primul război mondial, și toți săranii îngenunchiați în fața satului, cu femeile, și preotul ținea slujbă și a întrebat ce se întâmplă. Și a zis, i-a decimat pe toți. Care toți? Toți tinerii, în regiment. Și se roagă ca sufletele să le ajungă acasă. Poți să o traduci pe asta? Poți să o traduci cuiva această credință că există ceva dincolo de realitatea aceasta, na? Cum zic, fizică, normală, na? Trebuie să te hrănești. Se roagă ca sufletele să vină acasă. Cel care a pus bazele criminalistice mondiale zice așa, privești ceea ce vezi și vezi ceea ce ai în suflet. Depinde prin ce ochi privești această țară
Ionuca Caragiale spunea, și eu și Mitocanu privim luna. Și Mitocanu, uite luna. Eminescu, luna tu, stăpâna mării. Dacă vrei să cunoști ceva cu adevărat, trebuie să iubești. Dacă vrei să cunoști inima acestui popor, trebuie să-l iubești. Dacă vrei să cunoști un popor, am făcut peste 40 de țări ale lumii. Să ai aceasta, nu vedeți că noi avem o generozitate. Se pare că unul din pilonii de inuirii noastre a fost marea noastră generozitate. Ăștia ne fac în presă că suntem xenofori și noi când vin străinii ne dăm totul. Se pare că prin această relaxare, prin această hiper, cum să zic, ospitalitate, i-am asimilat. Este o ciudățenie, n-am fost foarte strânși. Decât, știți cum a zis Mircea Vulcănescu, poporul român a intrat în istorie nu că poate, ci că nu mai poate. Că nu mai poate. Tudor a intrat în istorie că nu se mai putea. El reprezenta norodul. L-au trădat boierii și prietenului Dimitrie Macedonski. De lângă el. Toți oamenii mari ai României n-au vrut, și cu asta te las, Andrei, dar trebuie să subliniez lucrurile astea pentru că sunt importante pentru noi acum și aici. Există o mică poveste în poporul român, Îngerul Păzitor. Îngerul Păzitor, în concepția țăranului român, stă pe dreapta. Și îl însoțește pe român oriunde se duce. El stă aici. Nu intră cu țăranul la cârciumă. De ce nu intră la cârciumă? Fiți atent. Geniu acestui neam a luat numele unui om și l-a făcut verb. Să nu se iudească. Să nu se iudească. Spaima acestui popor, care este și de astăzi, este să nu se iudească. Îl lasă, ia se bea din cârciumă, îl scutură, îl duce înapoi. Dar nu intră cu el. Nu este copărtaș. Poporul român, nu fi copărtaș. Nu intrați în cârciumi străine. Nu vă iudiți. Rămâneți, scuturați-vă de toate ispitele astea. Și rămâneți. Există sfinte inerții. Așa cum există o sfântă intoleranță la Hristos în templu. N-a negociat cu niciunul, a pus mâna pe bici și a scos afară. Tudor asta a făcut. Mihai Viteazu asta a făcut. E statuia aia nenorocită la universitate, care de fapt este luată din Franța, era Ioana Dar și-a pus să-și amestăți. Vă dați seama ce ar fi făcut Brâncuș din omul fulger, din lumina asta care, zice, a zis un mare comandant de armată română în primul război mondial, când s-a întors înapoi la Iași. Noi, zice, nu îndrăzneam să ne gândim la ceea ce ne-a fulgerat el. O minune pe care doar cu sufletul nostru românesc o simțeam. Și zice, când a venit această minune, ea porm a dispărut și nu ne-a rămas decât să o doinim. Avram Iancu, o să găsiți două priviri tulburătoare, cutremurătoare, în istoria poporului român. Fotografia lui Avram Iancu cu un an, doi înainte să moară, se vedeți ochii. O deznădejde cutremurătoare și la Eminescu. Au murit cumplit de decepționați, de singuri. Au privirea lui Hristos pe cruce care a zis, Domnul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Să vă uitați la fotografia lui Avram Iancu. Să vă uitați la fotografia lui Eminescu de dinainte. Ei au ars un om care, cum să zic, 20 ceva de ani a stat într-o stare de depresie și de, cum zicea ăștia, de nebunie, dar nu era nebunie, el nebunise de dragoste de poporul meu, singurul meu vis. Să fie poporul acesta, să fie fericit. Asta a fost. Pe actul de deces, preotul de atunci a scris Avram Iancu, eroul românilor. Iar președintele statului de astăzi n-a scris nimic. Refuză să-l declare erou. Aici trebuie să învățați să mărturisiți. Este eroul neamului. Așa s-a scris. A murit cu avere fabuloasă. O neframă nenorocită a murit pe o rogojină și cu jalba dată către care n-a trimis-o niciodată împăratul. A refuzat toate distincțiile imperiale și a zis, decorația mea trebuie să fie să vă țineți de promisiuni față de poporul român. Nu am luptat pentru jucării. Noi suntem oameni liberi. A murit ars. S-a crucificat. Este un alt crucificat. Iar averea care o avea de la taică-su și a zis, domnule, lăsați-o pentru o facultate de drept pentru români. Credea că lupta noastră trebuie dusă pe plan juridic.
El asta vrea, dreptate pentru poporul român. Visul meu este ca națiunea română să fie fericită. Eminescu, dorul binelui. Luați-vă după aceste vârfuri, nu numai la noi. În orice țară o să vedeți că popoarele adevărate cu cultură se adună în jurul modelelor și oamenilor. Spunea la un dat Friedrich Nietzsche, un popor nu este valabil prin numărul de genii care îl dă, ci prin felul cum poporul le cultivă și le apreciază. Prin felul cum Oltenia cultivă și apreciază acești sfinți, eroi și martiri ai neamului și acest mare artist, ăsta devine un model, devine un epicentru care poate să devină contaminant pentru alții. Într-o societate indiferentă, într-o societate tăiată de cultură, de o societate anafectivă. Este un lucru, și cu asta te las, am văzut un detaliu. Zicea Michelangelo, nu dați atenție la detalii, să nu dați, că acolo se ascunde diavolul. Am uitat la un puș mic și uitat pe telefon la desene animate. Știți cum erau dublate? Cu vocea anafectivă. Ce faci? Bine. O să vin și cu tine, pădure. La revedere. Acum mergem cu toți. Observați? Să uitați pe la Pro TV și pe la astea când dau știrile, a fost un accident în trafic. Nu în trafic. Schimb accentul. Nu se vedeți la desene animate niciodată o emoție în glas. Niciodată. E făcută special. E făcută special, la fel ca și muzica asta care le face creierul țupă aia pe la întolt, cu drogurile în cap, și care îi depărtează. Și l-am întrebat pe maestru Zanfir, de ce când au cântat ce era și la întolt, erau doar trei care făceau fotografii și restul erau inerți pe telefoane și când a venit și pirocheta aia să pună DJ-ul la muzică, au sărit toți ca spernatul zuzi de părăsiți. De ce, doamne? Și a zis, pentru că li s-a inoculat nimicnicia de a fi român. Și își caută valori în afară. Cel mai bogat folclor din lume. Că de acolo a plecat Brâncuș și cu maestra. Am ascultat zborul. Cine a mai ascultat zborul? Restul au ascultat păsări. El a ascultat zborul. De unde a apărut minunea aceasta? Cum să te pui când turcii erau mari, ruși în partea alaltă și tu să spui că vrei o țară românească liberă, Tudor? Este ca și cum acum, în perioada asta, să le spui imperiile se refac, nu vedeți? Nu intrați în capcana asta. S-au refăcut, numai că sunt together democratic. M-ați înțeles? Ei se refac și trebuie să căpușeze tot ce este sol de existență și subsol de existență românească. Folosiți spiritul de discernământ. Nu vă lăsați făcăriți. Iartă-mă, domnule. Privirea aceea lui Avramiancul, privirea aceea l-a însoțit când a murit, dar Duhul lui Iancu a rămas. Și dragă Dan Buric, în 1982, Adrian Păunescu a scris o muzică și a scris un cântec, tocmai ca să avem noi ce cânta acum, când dumneavoastră ați vorbit despre Avram Iancu. A fost imnul cenacului Flacăra. Ați auzit de el? Ce vești să avem, suntem oastea lui Iancu, la țevea, la țevea, eroi. Erou ne cheamă, la țevea, al nostru frumos, la nimic grăișor, aici ne rugăm pentru Iancu, la țevea, roșca de albastru, altar tricolor. Adrian,
Ați vorbit de Mircea Vulcănescu. Păi el, împreună cu atâția alții, cu atâtea genii ale noastre, de-abia ce l-am descoperit și de-abia ce i-am descoperit după decenii de interdicție și acum ne sunt din nou interziși, aș vrea să vă întreb, vă sună cumva cunoscut și actual următoarea reflecție. Europa nu poate fi unită pentru că nu are unitate spirituală. Mi se pare că e ceva de actualitate? Aparține unui alt interzis de-a lungul mai multor regimuri. Mihai Ionescu, geniul care a influențat pe toți discipolii săi, Emil Cioran, Mircea Eliade, Petre Țuțea, Constantin Noica, Mircea Vulcănescu. Iată cum, înainte să existe aceste proiecte politice, unii oameni geniali știau, simțeau că acolo unde nu există unitate spirituală și nici nu trebuie neapărat să existe unitate spirituală, nu poate exista unitate politică. Mihai Ionescu. Adrian. 1936. Nichifor Crainic. Fiți atent aici când e lumea asta. Vrem o Europa unită cu națiuni diferite, dar cu același cer. N-ai zis cu aceeași monedă. Monedă o fi. Și acum, eu am fost la țevea, acum câțiva ani, și un țărat de acolo, cu o minune, mi-a zis, domnul, haideți să vă arăt ceva. Mare așa, gurunul lui Hore. Mare, tot așa, gurunul lui Avram Iancu. Tot așa mare, gurunul lui Ferdinand. O chestie mică pe care o ringea o vacă, era gurunul lui Băsescu. Și zice, domnul, dar am turnat motorină la rădăcină. Fiți atent aici, poporul meu. Și că mai era un gorun, ăla lui Ceaușescu, săracul, l-au tăiat. Dar vedeți cum se declină istoria asta subversivă? Ce merită să fie, într-adevăr, mare în Geova, că acolo, da. Asta este istoria contemporană. Poți să te pui cu seismele astea românești. E... am întrebat prin 2000... prin 2003 eram la Lyon, am jucat pe la UNESCO și până am jucat într-o catedrală. Aveam un număr din ăsta cu crucificarea și erau 80 de călugări în genunchi. Și până am prietenit cu ei și mi-a zis, frate Dan, erau călugări dominicani. Vreți să intrați în Europa? Da. Zic, nu eu. Ei, ce veți face cu mizeriile care vin de la noi? Și am zis, părinte, le curățăm pe ale noastre și până vă vom da o mână de ajutor. De regulă o să râs la zi din astea mare, așa, televiziune specializată să arate că suntem popor de cretini. Și au sunat cu microfonul la un sărac cu, era de la porci cu cizme, cu training chinezesc, avea așa spălăbuși de altfără din singură, și ea vrea să arate aia de la ProTV, cred că acolo erau, sau Digi24, așa sunt de așa. Și vrea să arate că suntem cretini. Și că, bre, mata, știi că am intrat în Uniunea Europeană? Răspuns, de geniu, de zamolxe. Știu, problema este să vedem când ieșim și din asta. Ați văzut? Că... ne-am dumirit. Ăsta este un verb intraductibil. E mai mult decât ne-am clarificat și ne-am lămurit. Ne-am dumirit. Toată ființa a făcut așa, într-o secundă. Pac! S-a scurtat istoria. Este ce a zis Nae Nesu Petre Țuțea. Mai aici de stânga, nu, am evoluat, sunt de dreapta. N-ai evoluat, bă, te-ai dumirit. E ceva în mintea acestui popor unde scanează el altfel. Maestrul meu, Demrădurescu, Dumnezeu să o odihnească, copilul de la Râmnicu Vâlcea. Geniu, geniu, geniu. Și nu, dacă nu era el, plecam din institut. A fost așa, a întins aici, a zis, dragă, lăsați-mi în pace pe ăsta. E aici. Dragă Buric, dacă te duci în Occident, nu poți să te miri, dragă, ca bou tot timpul așa. Băi, dar nici nu poți face. Zic, dar ce fac, domn profesor? Le combini! Faci. Bine.
domne, asta înseamnă inteligență, domne. Inteligență care lucrează, bă, băiatule, le selectez. Și peste câțiva ani am fost la Milano, am văzut domnul din Milano și normal că am zis, dacă n-am intrat înăuntru, am zis, dar nu că înăuntru nu era bine ca arhitectură. Erau 20 de inși care se rugau și 600 fotografii au vărut. Pintre aici, nu la o babă să bagi la 500 de corin, îi tosometa, naita, îi bate baba cu ipana cap. Ăia deveniseră exponate, domn. Și atunci aveți geniul lui, a zis, dragă purile, combini. Fii și tu care este situația. Olteanul ăsta genial care mi-a fost mie profesor, dragă puric, dacă te îndrăgostești vreodată de o fată și te întreabă cineva de ce, tu să zici de Hegel, de aia, că nu se știe. Paul Evdokimov, rusul, a zis, nu noi trăim dragostea, dragostea ne trăiește pe noi. Cântă ceva de dragoste. Adrian Băulescu a scris în 1981 un vers de dragoste care a trebuit interzis astăzi. Ascultați și veți înțelege de ce. Sunt bărbatul, ești femeia. Doamne, ferește! Nu, nu te-ai supus. Sunt bărbatul, ești femeia. A trecut? Ești opusul omenesc. Doamne ajută! Tu ești tu și de aceea te iubesc. Ce vremuri. Vreau să vă spun și o ghicitoare, domnule. Spuneți-mi. Poate v-am mai spus-o la un moment dat. Și nu mi-ați răspuns. Pe cine arestează rușii sau hortiștii dacă vin peste noi? Pe cine arestează primii? Într-o seară, departe în Mahalane, și noaptea să ne lege cu legurile ei. Să-ți dau îmbrățișarea, mai vrei sau nu mai vrei, și eu să cad în focul îmbrățișării tale. La margini te chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahala. La margini te chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahala. Paralelipipedic, trăim în nopți egale, iubirea noastră moare într-un oraș cubist. S-o inventăm întreagă, cât ești, cât mai există. Îmbracă-te aiurea și hai în mahara. Hai, haideți! La margini te chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahara. La margini te chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahala. Eu sunt primitiv, eu sunt primitiv, eu sunt înapoiat și credeți-mă, vreau să rămân așa. Eu continui să cred că eu ca bărbat am dreptul să iubesc femeia și femeia are dreptul să mă iubească pe mine. Lăsați-mă în înapoierea aceasta a mea, lumea să se ducă înainte, să progreseze, cum se spune. Se rezolvă. Mulțumesc frumos. Se rezolvă. O să vedeți, românul are un creștinism paradoxal, are o virilitate. Nu e așa foarte pios? Mai sunt cazuri de genunsea care... Știi, că mănâncă ori zici, că dacă mănânci ori zici, îți schimbă sângele și dacă mai mănânci, îți schimbă și mersul. Bine. Nu, avem și de viază noștri, am ăștia care fac cu turismul ortodox și care... Bun, fiți atent, caz, da, de Dumnezeu. Eram în biserică și în plină liturghie, slujbe, erau niște golani care vorbeam, da, Nelu, bagă-vă 10.000 de euro, să moară mamă, da? Da, dracu, din biserică. Și m-a dus, nu pot să mă gândesc, vă vorbesc ca întâlnit. Ce vrem? Eu vreau să mă ia la bătaie. Și atunci Dumnezeu, în regim de urgență, mi-a trimis o olteancă. Baba, Jonoi.
deplasa, era o tensiune. Ce credeți că le-a zis? Nu a zis, vă rog, din suflet să treceți. Aici este esența de virilitate creștină. Bă! Mai tăceți dracului din gură să ascultăm Sfânta Liturghie! Te-au fugit! Deci, mai tăceți dracului să ascultăm Sfânta Liturghie! Sfinții părinți spun că Dumnezeu îl pune pe dracul la lucru în anumite situații. Deci mi-a trimis o olteancă pe seara din Tudor Vadimirescu, așa era. Stai, zis că se rezolvă. Le zici acestora care vin să schimbe textul, mă, mai tăceți dracului din gură. Deci îl puneți la lucru. Pentru că la popor român, dracul e mic, e aghiuță. Mă, dă-te de aici. El a devenit mare odată cu mari și cu lemni și cu globaliști. Băi, mare, chiar are grijă de mine. Sunt atâtea drepturi. Dreptul, dreptul, dreptul și mai om. Cât e dreptul meu, dar tu unde ești? Dreptul, dreptul, dar nicio datorie, nu, nicio datorie, numai dreptul. Și sunt acum, identitatea națională e parte de grupuri. Grupuri cu anumită identitate. Poți fi identitate sexuală, sunt un grup cu Adidas și Alpi. Dacă te alegi de Adidas și Alpi, este discrimination, please. Vreau în America și nu vorbea așa. Dar ce ai? Să nu fie grupurile. Știți când capul devine genuită, numai ești normal. Cum se vorbește așa? Mai vorbeam noi pe vremea așa, știți, poporul român lucrea subteran. Ăla de la țară suna pe Fraxul, că era activist de partid, de Paște și a zis, Nelu! Și a zis, da, mă, ce? Hristos a înviat! Categoric, domnule. Vedeți? Răspunsul. Și astăzi mi-a zis o actriță, și că am zis la colegi tineri, așa, și Hristos a înviat. Și a zis, știu și eu. Deci a început cretinismul ăla, cel puțin săracul a dat-o pe ascuns, că nu avea cum să... O să vedeți că există un act de supraviețuire, un modus vivendi, ca să folosim așa cuvinte speciale, a românului ca să se descurce și se creează un canal. Eu, de exemplu, am mai povestit, sunt foarte, așa sunt eu din natură, corect, n-am cum să. Și căutam vara să... Era o mașină cu burduf mare așa în București, o ora două. Nu mai era lume, cum era pe scară dimineața așa. Și zic să caut un bilet să-l perforez. Trei stații, am mers pe jos, toaletele erau închise. Sunt la Mioara, vin în 5 minute. N-a venit nici acum. Toaletele a dispărut nici ala. S-a dus în Gurelanda. Să nu crede, să ne-a scris cu pixul. Aveau pe vremea când nu erau antene, ci că avem lighine de prinzi ruși. Sau azi E-O-O. La, bun. Și am căutat și zic, domnule, zic, hai domnule, pe trei stații, că mai am încă patru stații, nu veni acum controlul aici. Și m-am urcat așa de dezinvolt în mașină. Erau oameni, toți stăteau pe scaun. Atunci a urcat trei controlul. Eu i-am văzut și am zis, puric stai pe scaun, emiți adrenalină, stai așa. Uite-te la blocuri, ce frumos. În spatele meu, nu mai disperat, a vrut să fugă. Nu putea că era pe geam. Ăia, când au văzut, au fugit la el. Și acum începe improvizația genială a lui ăla care era la geam. Și că biletul meu a spus, dom'le, e la nevastă, Maria, Mariana, dom'le, era o femeie care nu avea nicio legătură. S-a căsătorit în fracțiuni secunde cu una, cu două plase. Mariana, măi, mi-ai luat biletul, Mariana. Dă-i la nevastă mea, dom'le, el improviza. Improviza, eu stăteam, zic, puri, nu mișca, zic că după ce termină pe ăsta, vin la treia la tine. Ce-am făcut, dar a venit dumneavoastră. El a luat la buletin, mă știu ce, m-a bătut pe umăr. Și că biletul dumneavoastră, el m-a bătut pe stâng. Pe dreptul era îngerul păzitor. Și a zis, minter că îți dau dezlegare. Da, a zis, fii să dăm. Și zic, care e biletul? A jucat inocența. Pe cum? Biletul noastră. Îngerul păzitor mai spune, ridică-te ușor în picioare și iau spre ușă. Zic, dar biletul, spune că l-ai dat. I-am dat adinar când ați făcut la omul ăsta. Mie mi-ați dat biletul? Zic, da. Da. Da, vi-l-am dat. Când? Adinauri. Să căuta la buzunare, du-te mai lângă ușă. Zic, Dumnezeule, să vină în stație. S-a băgat dracu și a băgat o frână la un stop. Zic, în stație. Mai zis să caute în alte buzunare. Domnule, vă rog din sufle, căutați-vă că eu n-am bilet, că știi. Domnule, la un moment dat, a venit stația și se scundeau cu ușă.
Și am vrut să fug. N-am putut, pentru că a fugit toată mașina. Toți ăia care erau cu copii, cu nepoți. Hai, mama, în parc s-au ascuns toți. Și eu după ei a rămas mașina goală cu controlorii alienați și cu șoferul, se duceau în neant. M-ați înțeles? Așa se va întâmpla acum cu ăștia care ne controlează. Noi ne vom ascunde în parc după tufe și îi pleacă în continuare. Nu vă temeți, nu prezentați biletul la control că n-aveți cui. Faceți blatul. Domnule Putin, am auzit că sunteți prietenul lui Putin. Mă lăsați... Adevărat. Mă lăsați să vă propun o dedicație? Mie sau lui? La amândoi. Tot aia. Da, iertați-mă, vă spun una serioasă. E un ziar rusesc Sputnik, dacă ați auzit. Și ăștia mă susțineau pe mine, aveam ce... nu sunt proști. Dan Puric, l-am apărat pe maestru Tudor Gheorghe la antena. Ne? Și până ziarul a scris pe online. Mi-a arătat și la domnul Achisul Dan Puric, o conștiință națională, Dan Puric a spus și în final a făcut greșeală de tipar, domnule. Dan Putin a zis în final și mi-a zis impresarul, las-o așa, că nu știu ce vremuri vin. O să vă dedic o piesă cu specific american. Nu am ferește! Cu cowboy parțial text în limba română, dar influențat pe limba română de stilul acela care ne-a călcat cu cizmele în picioare acum câteva zeci de ani. Se numește Country Rock Kazachok. Să-l traduc dacă vrei. Ascultai voi slova aici de când erau babușchii mici. Nu erau e-mail, Facebook, blog, savietski, cizma este analog. Ribbentrop i Molotov, monstruoski Bachchaslov, occidentul rumunski trădar și în gulag ne-a aruncat. Stalin ocupaiet cu comisar, mână birja la penitenciar, tuba bolșevică od KGB, bate de pișet topoarele, maveli rock, pop și hip-hop. Oh yeah, country kazachok non-stop. Foștii tovarăși din Comsomol, de iahturi iubliu rock'n'roll. Din Kremlin de pe portal, bate manual și fură digital. America occidentalski capital, pe cod în Moscova și în Ural. Danțuie pe metale grele, cu vodka, whisky și prafuri de-așele. Gazprom acum completa etșenila, factura femeii din Znaiumila. KGB și CIA azi joacă mișto, se-mparte lumea orice-n harașo. Ma baby pop, rock și hip-hop. Oh yeah, country kazachok non-stop. Se vot ne-a fostul comunism, rebote zaiet progresism. Jefuială-i țările mici, identitate să dispară de pe aici. Pe la noi doar of și jale, falimente în grup și individuale. De prostire semnalul îl trag, românul i-o bag, dar toți i-o bag. Bis și mir, folk, pop și rock, rap, hip-hop, country, kazachok. Până pe tot globul pământesc, vine miracolul chinezesc, vine folclorul chinezesc. Ma baby pop, folk și hip-hop. Oh yeah, country kazachok non-stop. Da. Hai să ne întoarcem acasă. Vă mai dau două bombe atomice. Românești. Teribil, teribil umor și teribil inteligență. Am venit cu un părinte din Gorj. Zice, domnul Dan, a venit unul la mine la parohie să se spovedească. Da, și? Și m-a întrebat, zice, părinte, Eva a fost făcută din coasta lui Adam? Da. Dar Adam dormea? Da. Păi la asta m-am gândit, că dacă era trez, nu era de acord. Știți să zice, probleme ontologi, așa că cu sexul. Iar aia care mi se pare absolut genială, caz autentic tot din Gorj, doi bătrânei și a murit băbuța.
Și am făcut acolo pivechi, lumânări cu astea și după două zile am dus-o la cimitir, tot satul, cu baticuțul, cu pantofii legate și dumne, cum merge așa la cimitir. La cimitir era acolo un poteț și nu știu cum a căzut roata așa puțin și s-a vede stâlp căruța și a înviat baba. Și a fugit tot satul. Și a fugit și moșul. Păi zic, s-a mai întâmplat asta, că e moarte clinică. A, stați bun, sunteți pe teritoriul românesc. Că la noi la nimeni. Știți că America este țara tuturor posibilităților și România este țara unde totul e posibil. Și că a înviat baba și s-a dus acasă. Ea la 12 trebuia să fie mormântată, la unul zicea, vreau o omuletă, o salată, o ceva. Și ciudat. Domnul Dan, după 2 ani am murit din nou. Vă dați seama că toți se dau la priveghi așa. Dumnezeu, cu Iisus Hristos, Dumnezeu, pe fugă, babele alertate, zice, alertate pe fugă. Să... Și fiți atent, nu mai geniu, numai Dumnezeu, tot satul așa. Și când a ajuns la cimitir, acolo moșul a zis, atenție la stâlp! Asta este. Deci, nu, asta este răsărit, e genială. Și mai este aia absolut teribilă. De ce noi, acum noi trebuie să le răspundem măsura care vor să ne schimbe sexul, că noi avem certitudini mari. În materia asta îi rugăm pe să se schimbe amendament de lege la Biblie dată de Basarabe. Zice, domne, cum s-a născut femeia, Dumnezeu pătrând de zile și de muncă dormea așa și Adam sfărăia acolo. Și cheamă lungerea și pe bine un coace mâna. Spre obosit, du-te, tu ia coasta lui ăla și Adam să o binecuvânteze. Unde? Lui Adam, că doarme, ia coasta. Fără anestezie, fără. Și a luat pasta și îngerea și mergea așa, cu coasta. Și a ieșit un drăgușor cu o mare acolo. Și ce faci îngerea și ce e aia? Și asta e coasta lui Adam. Dă-mi și mie să pun mâna pe ea. Nu, nu, ce poți să o dau, că te-o la Doamne, Doamne, hai te rog îngerașul, că tu ești așa bun, dacă n-ai fi așa bun, nu aș putea să te rog, tu ești bun. Și a de la că mi-a dat înapoi, tac, a luat și a fugit. A fugit îngerașul, despre dă-mi coastă înapoi, a fugit un zid, o crăpătură și s-a strecurat dracul prin ăsta de spaia, a băgat mâna lui și s-a tras de coadă. Și trăgea, 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 dă-mi coastă înapoi, tac, și a luat coadă. Și de frică s-a dus. Nu l-a mai trezit pe Dumnezeu, că a zis, s-a mai dus. Dumnezeu a binecuvântat. Dom'le, știți ce am constatat? Că femeile în România au un mordor. Dacă spuneam în America, așa, oh, sexual harassment, discrimination. Vă rog să sezizați că cel mai tare râd femeile la bancul ăsta. M-ați înțeles? Deci, există o detașare nobilă. Există o înțelegere, o cum să zic, un lucru, tot am zis, avea Puiu Călinescu una genială, zicea cu Gheorghe, că trebuia să moară și fă dacă mor, să dai televizorul acolo, lunicul, lui Vărmă. Și am nenorocitul ăla care te-a băgat în alcool, în ciră, să-i dau lui Vărmă. Bine, te rog, Vărmă. Dacă mor, să-i dai la nepoată meu, să-i dai costumul de haine, care e cu ăla care te-a părit la poliție, nenorocitul ăla. Bine, dar dacă mor, să-i dai tu, mă, Dacia aia, când am mers decât 10 km, lui frate meu, lui hoțul ăla care s-a luat mai și auzi, frate, cine moare în casa asta, eu sau tu? Deci, doamne, autoritate în fața morții, domn. Vedeți cum o împărțim? Unul la unul. Poporul român are replică și înainte ca faptele să se întâmple. Tot ce se întâmplă astăzi, tot ce ați povestit dumneavoastră, tot ce ne îngrijorează astăzi, iată cum poporul român, acum zeci și zeci de ani, a spus în cântecul Căciula, pe care e un hagiu, unul dintre puținii români din Covasna, atunci, dar vii de acum, acum aproape că nu mai sunt. Ion Hagiu l-a dus la cena cu flagra. Și să vedeți cum el spunea atunci realități de astăzi. Unii zic să-mi iau căciula, josnica spunând adesea că nu-s civilizat. Poate vor soții în mâna să mă plec ca să mă laude că m-am integrat. Dar băi vecine, hai la mine, te primesc un pot mai bine, dar de căciula mea nu te lega. Că asta e căciula mea, e a mea și nu e a ta, și eu nici ei din te-aș păstra. Și grija pentru mâine. Măi copile, ia-sa mai bine, ca să ducă obiceiul, când ori crește-i tăi copii, o inimă fidea să
dac soții. Cu căciulile pe frunte stăm de dreapul ca un munte în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și o por cum se purta, că eu obiceiul mi-aș păstra. Asta a fost repetiția, acum hai să dăm și teză, da? Vreți? Cu căciulile pe frunte stăm de dreapul ca un munte în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și o por, cum se purta, că eu obiceiul mi-aș păstra. Buletin de știri 2023. Fii atent, Andrei, e ceva intraductibil, știi, situația cu ciobanul, era în gară, aștepta cald ca acum, dar cu șuba și cu căciula, brâmțe cald, ba da, păi de ce nu le dai jos? Asta e situația. Dom'le, el era pregătit. El știa că totul trebuie să se schimbe. Era la tot așa, stătea de cum stau ei de 1000 de ani în bot, așa, că mai mănânc și tot pe câmpuri, pe aici mai dau decât un cioban. Și cu oile și trece un tânăr în viteză, așa, și oprește în față, zice, bre, n-ai văzut o cerare de boi pe aici? Și la calm, zice, dar ce mă te-ai rătăcit? Vă rog, rețineți! Nu repede! Nu repede, l-a întrebat pe mare de jos, Sergiu Șlimidache, de ce nu dirigează în America? Nu dirigez, bă, că ea nu cunosc adagiu. Știți? Da. Apropo de poporul român, am fost la München acum câteva luni, găsesc și pe YouTube, se numește, am și uitat cum se numește, doar am o parohie, excepțional, un grup de 20 de români, și l-am povestit că odată mergeam prin București, foarte trist, în București murdar, asta este, prost întreținut și cu capul așa îngrijorat, cu toate lichelurile de care vorbeai tu, că așa că taie, suferi, n-ai cum să nu suferi când vezi că ce se întâmplă cu tineretul, cu țara. Și era iarnă și era ger și ger din ăsta tăios așa și am văzut toată așa în față o pereche de tenis cu pungă de plastic, că n-avea galoși, pungă de plastic transparent, mergea așa. Și când am văzut, ca Buddha, care s-a întâlnit și cu sărăcie, și cu bătrânețe, și cu moarte, o bătrânică mică așa, și-a zis, Maică, ce scrie acolo? Scrie fast food? Zic, nu, fast food, o corectam eu, că n-am cu Cambridge. Și ce înseamnă, mamă? Zic, ce înseamnă? Zic, n-am, înseamnă că să mănânci repede, asta înseamnă. Și în clipa aia s-a ridicat doi ochii albaștri din tabloul lui Grigorescu și a zis, de ce, mamă? Da. Și mi-a dispărut da. Totul din cap. De ce? Fast food, fast sinkers, fast lovers, tot o viteză. Agită, o să vezi și la televizor, succesiunea de știri și de noutăți, ca să nu te așezi. Poporul român e de tip contemplativ. Cioban, ăla, hamagia, așa, cu ochii spre cer. De aceea se genă, n-a găsit șterpelitorul din hamangia cu mâna buzunară. Este gânditorul din hamangia. Și am povestit lucrul ăsta și până dădeam cărți. Și la un moment dat a venit un țăran român care a plecat de mulți ani acolo și mi-a zis, domnul Dămuț, uitați 50 de euro. Nu dai pe o carte 50 de euro. Nu. Uitați răspunsul. Dacă o mai găsiți pe bătrânica aia, să-i dați din partea mea. Ce faci în situația asta? Când vezi, apropo de relicve sufletești, ăla a stat 25 de ani în Germania, putea să fie șters. Am fost la Toscana, într-o zonă din asta de țară, trei măsuțe, doi italieni veți, o italiană care era, Madre Dolorosa, fie o italiană! Și o pereche de ochi de altă factură. Și a zis, domnul Dănuț aici, român? Zic, da. De ce ați venit? Zic, să vă caut. Vai, eu vă ascult așa, pe cât a apucat la televizor, mă uiți pe telefonul ăsta. Vreau să vă dau un pahar de vin și un sandwich. Doamne, nu trebuie, e bucuria mea. Și a început să-mi povestească. Zic, de cât timp sunteți aici? De 10 ani. Dar de unde sunt? Din Bucovina. Dar eu acum sunt mai bogat decât doamna.
Cam văcuțe în Bucovina, moi și băiatul lucrează în sud, în interior, atunci și bani, avem gospodărie și... Dar de ce veniți aici? Eu de 5 ani vin pe de gratis. Pe cum veniți pe de gratis? Pe 5 ani am fost cu contract și, pe urmă, după 5 ani am văzut, ea n-are copii. Doamna aia care zicea, fii mai tare, prea un tip astfel. N-are copii și avea un câine pe care îl îndrăgea și a murit. Și am văzut-o zguduită de plin și până a murit soțul. Și am văzut-o, domnul Dan, că era disperată de sigurătate. Și, fiți atent, n-am putut să o las. Păi și a zis, vara vin la tine și lucrezi. Și iarna vin la în Bucovina. Și la doilea pahar de vin a venit italianca și mi-a povestit în cele mai frumoase cuvinte despre poporul român și despre tradiția noastră. Italianca. Și atunci contract e contract. S-a terminat. Evenimente de viață sunt evenimente. Nu mă interesează, ți-a murit ție, nu mie. Nu. N-am putut să o las. Și oare stăpânul nu este cel care trebuie să fie servit? Iar eu sunt primul dintre servitori care vă servește. Era Hristofor. Îl purta pe Hristos. N-am putut să o las. Mila. Și dintr-o dată vezi că o relație de tip contractualist se sfărâmă și devine o relație umană a unei demnități, unui ajutor fantastic. Asta este cine a lăsat Hristos pe pământ. Singurul Dumnezeu care a plâns pentru noi. Mila. Și asta este în străfundurile acestui popor. Vedeți, am vorbit de Avraam Iancu. Am vorbit de Mihai Viteazu. Am vorbit de Brâncuș. Horea. Ți-am dat pe versul ăla, poate îl spui. Horea. Înainte să-l urce pe eșafot, s-a spovedit și a iertat pe toți 7 consătenii care l-au trădat. Horea. Și când l-a dus la locul execuției, întâi l-a tras cu roata pe cloșca și în plină dureri, cloșca i-a zis, ce faci, Horea? Plângi? Ca să nu-l vadă țărani. Aia era făcută pedeapsă europeană, transuporată nu la mine, dar noi rămânii. Noi am fost trași pe roată. Noi n-am făcut cruciadă, bunii mei prieteni. Noi am fost crucificați. Dar crucificarea pentru poporul român, dacă vă uitați de Paște, noi nu punem accent pe crucificare, ci pe înviere. George Emil Palade, românul care a primit Nobel în biologie, a zis că fiecare om are un genom. Tot așa și un popor are un genom. Genomul poporului român este să se refacă din propria cenușă ca pasărea Felix. Și dacă vă uitați în istorie, unde am fost, zicea aia, Mircea Eliade, noi n-am avut istorie. Teroarea istoriei. Ceea ce se întâmplă astăzi, din nou, este o teroare criminală a istoriei. Poporul român a dăinuit. Nu rezistență politică, nu armată, el a dăinuit. Și din când în când a fost câte un seriz de genul acesta. Ai versul acela curat? Am chiar toată poezia. Te rog. E cutremurător. În toate grădinile țării o floare cu lujer discret și trăind anonim. În vreme de răscruce sau de tulburare, noi lancia lui Horea pe ea o numim acelora care falsifică acte și țara română sub talpă o vor. Noi nu le servim argumente abstracte, dar poate de lancia lui Horea li dor. La orice primejdii, la orice dezastre, când dușmanii vor să ne lege în fru, al nostru e dreptul și al nației noastre să mergem cu lancia lui Horea la brâu. Copiii o învață din laptele mamei, o țin ca pe o cârjă, oștenii cărunți. Țărânci o preferă în firul maramei, sunt codrii de lancia lui Horea nunți. În sud e o coloană ce-i seamănă bine, în nord e un clopot ce-o duce în el. Copilul o are pe lume când vine, că aleagă întâi și apoi ca drapel. Trei lănci în stema duratei se adună, vibrând ardelean, moldovean și muntean, iar lancia lui Horea e aici împreună cu lancia lui Cloșca și a lui Crișan. Sămânță de lance, pe aici se cultivă și trașii pe roată ascunși sunt în toți și numai roată să-i stea împotrivă acestui popor înviat pe roți. De pe roți. De pe roți. Rețineți. Oricând s-ar ridic vreo încercare amară, la brâu să vă stea mai aproape de mâini, spre drepturi în țară și pace afară, cu lancia lui Horea la luptă, români.
Adrian Ponescu, 1984, și refrenul l-a cântat împreună, pentru că a fost un mare cântec al cenacului Flacăra. Lancia lui Hora, lancia lui Hora, lancia lui Hora sus. Lancia lui Hora, lancia lui Hora, lancia lui Hora sus. Haideți! Lancia lui Hora, lancia lui Hora, lancia lui Hora sus. Lancia lui Hora, lancia lui Hora, lancia lui Hora sus. Ce facem noi aici, dragă tamburi? Ce facem noi aici, dragi prieteni Craiova? De când suntem împreună? Noi ne gândeam să stăm o oră. Ei, trebuie să și plecăm, că dacă nu ne iau. Așa. Fiți atenți de ce l-am pus pe Andrei Zică de roată. Un popor tras pe roată mereu și care înviază. E ca crucea, după care vine învierea. Calistratul Poplaș are o carte scoasă până la 1912, în revistă La Viața Românească, pe drumuri de munte. Și el pleca așa, fără țintă, ca să se întâlnească cu oameni. Întâlnirea, una dintre întâlniri epocale, el venea, că de unde vin, știu de unde vin, dar nu știu încotro mă duc. Și a vrut cu un cioban. Și la un moment dat, la foc, a zis, ei, bădie, asta este roata vieții și odată cu ea ne învârtim și noi. Răspuns, dați-i că, dragă domnișurile, ar fi bine, dar e cineva care a oprit-o și cei de deasupra sunt tot deasupra și cei de dedesubt tot dedesubt. Roata s-a transformat în sanie și bătoare întunericul de roată, când trece peste noi aia de dedesubt, ne taie în două. Este... o să vedeți? Deci, această înțelegere s-a oprit roata. S-a oprit roata și vedeți că și acum, aia deasupra, deasupra, aia deasupra, deasupra. E un popor pătimit cu experiența durerii, dar nu vlăguit. A fost un filozof, teolog, german, care a spus, a avut o expresie extraordinară. Hristos și-a dat seama că roata lumii merge greșit. Și a vrut să o oprească. Și neputând să o oprească, s-a băgat cu pieptul în ea. S-a zdrobit. Poporul român, această moștenire hristică. Horea s-a băgat cu pieptul în istorie. Avram Iancu s-a băgat cu pieptul în istorie. Eminescu s-a lăsat zdrobit. Toți martirii creștini, cel mai mare lot de martiri creștini, mâine mă duc la Sâmbăta de Sus, împlinesc 100 de ani de când s-a născut Ion Gavrilo Goran, cel care a fost șeful partizanului din Făgăraș. Pe toți care i-am pușcat, toți aveau Biblia, săracii buzunar. Ei cu pieptul așa, au materiale de sute de mii și ei acolo câteva zeci munți. Așa. Singura mișcare de rezistență din toată Europa de Est. Cu pieptul. Va veni vremea să primim roata istorie care o ia patologic, să o prind cu pieptul, pentru că altfel îi toacă pe ăștia mici și toacă țara în spate. E... De multe ori am această revelație. Știți că toată lumea este... mintea medie focalizată pe Doamne, nu se mai poate face nimic, sunt și disperări normale. Dar e o cultură a deprecierii condiții de român săraci. În 1859 am făcut Principatele Unite. În 1869, la 10 ani, am vrut și noi să ne coagulăm sufletele și a ieșit societatea românismului al Bogdan Petricicu Hajdău și au început să atace, ca și acum. Cam 90% din presa româniști de medie cumpărată. Ca să vă decepționeze, să vă așeze. Și au început de atunci și zicea că nu e oportun să fie român. E oportun să fii turmen, ucrainian, izraelit, armean, dar nu român. Și Bogdan Petricicu Hajdău zice, dacă când e oportun să fii român? Dacă nu acum, în momentele astea. Dacă apostolii, în momentele de prigoană, n-ar fi considerat că este oportun să fie creștin, rămâneam idolatri. Dacă n-am fi avut acești oameni, zice, românul, când încetează să fie român, nu mai există.
Bogdan Petrice Coajdou. Pe una din cărțile care vi-am adus, Suflet Românesc, scrie acolo, țara asta ori să fie românească, ori nu merită să fie deloc, Mihai Eminescu. I-au iubit absolut România. Și să știți că au iubit-o cu ochi critic. N-au văzut... există o inteligență și un geniu a acestui popor. Avram Iacu nu avea treabă cu ungurii. El avea treabă cu conducerea, cu oamenii aia schimonosiți de putere și de... Da, este moștenire hristică. Hristos n-a avut nimic cu Imperiul Roman și nici cu evreii care au vândut, ci cu puterea satanică din spate. Mi-a zis în altă sfinția sa, Ioan, la Timișoara, și eram episcop la Covasna și m-a chemat un țăran să-i sfințesc curtea și casa. Și au pus masă cu flori, cu mâncare. Și gardul mergea și la un moment dat era o fântână, se oprea în fântână și mergea mai departe. Și a zis, cum e, cu cine ești vecin? Cu un ungur. Și bem din aceeași apă. Ați vorbit de atâția eroi, am cântat pentru atâția eroi, desigur puțini din eroi, din lista lungă de eroi neamului. Dar măcar pe unul trebuie să-l pomenim acum, pentru că a fost fără egal și a devenit sfânt, așa cum a fost și în timpul vieții. Și se spune acum, domnule Ștefan cel Mare, să fie canonizat, să fie sanctificat, pentru că a avut atâtea păcate omenești. Un om care face zeci de copii, care lasă o țară întreagă, Moldova întreagă, și care face biserici, poate să fie altcineva mai sfânt decât el. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fii, că vremea și astăzi e grea. Credința veșnică patriei noastre, jurăm Maria ta. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fii, că vremea și astăzi e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm Maria ta. Luați-vă în brațe copii, ca pe strategice arme. Haideți cu toții la putna, unde Maria sa doarme. Doamne, a toată Moldova, nu te-a făcut de rușine. Sufletul nostru te cheamă, are nevoie de tine. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fii, că vremea și astăzi e grea. Credința veșnică patriei noastre, jurăm. Autorul este acolo în spatele nostru și în sufletul nostru și sus și acolo și peste tot și vedeți ce lucru ne-a lăsat. Ne-a lăsat lucruri care nu sunt puternice doar în istorie. Sunt puternice și în viitor. Sunt puternice și în prezent. Iar ne-a spus, niciodată nu rămâneți sclavii succeselor de ieri. Cu fiecare putere pe care o aveți, scrieți cântece noi, voi, cei de lângă mine. Scrieți poezii noi, faceți fapte de astăzi, pentru că viața e făcută din fapte făcute, nu din fapte visate. Și aici îl citam pe Nichita Stănescu. Și de aia, întrebându-vă, domnule Dan Puri, și întrebându-vă, dragi prieteni din Craiova, din toată țara și din tot românismul, din tot spațiul românesc, pentru că sunteți aici de peste tot, din Ardeal, din Basarabia, din Banat, din Maramure, sunteți de peste tot, din Dobrogea. Mă întrebam, ce facem noi aici? Știți ce facem? Schimbăm lumina. Și vă cânt un cântec pe care pare rău că tata nu l-a ascultat, pentru că l-am scris după ce s-a dus. Adriana, vină pe scenă, te rog, ca să arătăm că, așa cum tata m-a lăsat pe mine, să știu și să fac și să încerc să duc mai departe această flacără și m-a lăsat-o și pe Ana,
avem și noi copiii noștri. Și dacă este și Alexandra aici, haideți la microfon să putem lumină pentru toți. Noi facem într-una castă, zidim când atiția dărâma. Intrați voi cu toții în el, luați din comoră fără. Om bun la om bun să tot vină, să dea și avânt și cântina. Din torța cea fără revină, mereu aprins în felina. O lumină pentru toți, e noi veniți luați. O lumină pentru toți, și să fim pe viață de frați. O lumină pentru toți, e noi veniți luați. O lumină pentru toți. În vor nicio teamă, nu cerem în schimb o răspundă. Doar vântul de spirit ne cheamă, că nu vom ceda niciodată. Pe viață noi mergem înainte, o vara mișansa cea mare. Destinul culturii numite, din neguri mereu reapare. Haideți cu toții de la Trilor. O lumină pentru toți, e noi veniți luați. O lumină pentru toți, și să fim pe viață frați. O lumină pentru toți, e noi veniți luați. O lumină pentru toți, o lumină pentru toți, e noi veniți luați. O lumină pentru toți, și să fim de viață în frați. Totul este în regulă până la acea propriu, până la acea parte, să ne susțină oamenii politici. Care oameni politici? Trădătorii, ticăloșii și proștii? Doamne ajută să fie așa. Nu, eu vă spun ceva, sigur, sufletul dumneavoastră curat gândește ca să fie recompensat cu un lucru pe măsură, dar care primește Nobel. Nobelul de mult nu mai e nici Nobel, nici Nobel. Se zice că Dumnezeu în Rai sau nu știu, acolo sus se împărțea mintea și erau aglomerații îngrozitoare. Și au venit și românii și zice, nu stăm, dumneavoastră, suntem proști. De un bere, de un și au venit, după 7-8 ore, era doar Sfântul Apostol Petru singur. Bere, dă-ne și niște minte. Poftim? Dă-ne niște minte, pe nu mai e. Pe cum mai e? Pe nu mai e bine, dar asta aici a spus la bere, s-a dat. Pe cum dă-ne nu mai e? Nu se facă scandal, chemăm televiziunea, dar scandale, suntem aici, vrem să fim ca mea. Și în timp ce se certau, coboară Dumnezeu treptări încet. Așa. Ce se întâmplă la Sfintele Petre aici? Păi, Doamne, s-a împărțit mintea, așa cum ai zis, și au venit românii după 7-8 ore, sunt și beți, și nu mai e minte deloc. Păi, nu mai e minte deloc, a întrebat Dumnezeu. Deloc. Deloc. Da.
Atunci dă-le diplome. Bunul meu prieten, ce ați spus dumneavoastră este atât de curat sufletește, pentru că însemnau o recunoaștere, pe când tot ceea ce se face pe plan internațional este o lipsă de recunoaștere. Lui Paulescu i s-a furat primul Nobel, lui Odobleja. Poftim? Bine, a triumfat fără primul Nobel. Eminescu a triumfat fără primul Nobel. Toți marii români au triumfat fără premii. Academiile s-au trezit mult mai târziu. Dumneavoastră spuneți, dar nu este o lume normală și o lume cinstită. Cum credeți că poate fi premiat un om care a ținut la România când astăzi este o politică să uităm de România? Tot ceea ce se face este, naționalismul este o boală, românismul este o boală, iar forurile internaționale sunt toate vândute. Nu, se merge pe un fel de ciulama din asta, care nu are niciun fel de definiție. Mi-a zis o doamnă în vârstă, era un trunse, a venit și că dumneavoastră sunteți o lumânare. Zic, vă mulțumesc din suflet. Nu, nu știți ce poate să facă lumânarea. Și de ce poate să facă? Poate să facă mai mult decât soarele. Ce? Să lumineze pe întuneric. E clar că vă așteaptă plutonul de execuție, domnule Buric. Și dacă vă așteaptă plutonul de execuție, care e ultimul dumneavoastră cuvânt? Care ar fi ultimul cuvânt? Lăsați lumina prinsă. Spre asta a fost vorba și lumina pentru toți. Facem mai să știți că... facem revelionul? Facem revelionul? Asta vreau să vă spun. Cu 4 ore. Fără să ne înțelegem explicit, eu și domnul Dan Buric, ne-am înțeles din priviri că atunci când sala va începe să se golească, atunci când sala târziu, spre dimineață se va goli. Când sala va începe... Când o să cag eu ușor așa. Când sala va începe să fie populată de oameni care se uită la ceas sau care butonează telefoane sau care cască, atunci e momentul să plecăm. E târziu. Ia-o dinainte. E cam dragoste. Nu lăsa să caște. Mulțumesc pentru sfat. Voi lua mic. Doamne, Ioane, fără de mormânt. Ioane, fără de mormânt, te plâng și te gând. Că eu am fost, că tu ai fost și eu mai sunt. Eu am soldat român, dar unde e mormântul tău? În care râu sau deal? Te bat plănerile de rău, soldat și general. Ca țara să nu-ți moară, tu liniștit te-ai frânt și tot colinzi prin țară, Ion, fără mormânt, Ion, fără mormânt. Așa a fost destinul tău, să mori precum te-ai născut, ca un erou necunoscut, într-un mormânt necunoscut, dușmanii tăi și azi se tem de îngrozitoarea zi, când vom ieși de sub blestem și te vom regăsi. Ion ești tu, Ion sunt eu, Ion e un popor. Adrian Păunescu, 1988. Dacă tăcem câteva minute și mai începe să plece, putem pleca și sau facem pantomimă? Da, știi că pantomila, Sfântul Isaac se zice că îngerii s-au născut din tăcere. Tăcerea nu-i muțenie. Talleyrand, Dumnezeu ne-a dat limba să ne ascundem gândurile. Există tăceri sugestive extraordinare. De regulă poporul român tace. Dar nu tace din infinitate mentală, ci dintr-o înțelepciune adunată. Lasă lucrurile să treacă, ci că o trece și asta. Are, știți, Badea Gheorghe de 30 de ani, la ora 5 dimineața trecea cu oile peste pod. Și într-o dimineață, la 5, a văzut că, nu peste pod, iertați-mă, trecea cu oile râu. Și într-o dimineață a văzut că peste râu s-a construit un pod frumos de lemn, superb. Nu e vrut să credă, de 30 de ani. S-a uitat la pot, s-a uitat la oi și și-a zis în sinea lui, bă, ăștia au făcut un pod. Pe la ora 7 a venit și Nea Vasile cu vacile. A rămas la trăzniță să vadă pod acolo în sat. Și ăsta i-a strigat, bă, Vasile, bă, ăștia au făcut un pod. Și Vasile a trecut tot prin apă, ca și eu. N-am trecut tot prin apă. Pe la 10 a venit și Nea Ghiță cu tot așa, cu mania, tirin, tarină, cu roaba.
ăsta, bă, Ghiță, bă, vezi că ăștia au făcut un pod. Și el, n-ați un pont? Și o să cupe pod. Vedeți că ați un folosit. Și în timp ce mergea, podul se prăbușea. Și a intrat în apă, veneau butuci în cap, bolovanțe în cap. Ăia noi n-am să le salvez. Au zis mai atât. Noi am spus că ăștia au făcut un pod. Vă rog să spuneți dumneavoastră și vă rog să o primați dumneavoastră pe scenă, pentru că dumneavoastră v-a cerut, în primul rând, îngăduința să urce pe scenă. Este o șansă că avem copii care mai sunt străbătuți de istorie și de cântece despre eroi, cu atât mai mult cu cât eroii aceștia ne sunt interziși din nou. Da, numai îngerilor nu sunt interziși, îngerașilor nu au pe ceva niște. Spune tu, câți ani ai? 11. Cum te numești? Bărdeanu Ziana Trofteia. De unde ești? Din Robeta Tona Severa. Ce ne cânti? Balada lui Ion cel fără de mormânt. Știi cine a fost cel fără de mormânt? Nu zice, nu zice, dar știi. Cântă. Ioane, 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 mă, ai murit ca milioane, gloanță trupul tău la frânt. Ioane fără gemormânt, Ioane fără gemormânt. Neamul tău ce poartă-n gând. Ai murit, Ioane, soldat, un geci ce-ar fi îngropat, că-ți rămas țara oarbă, să întrebi un firge iarbă. Un geion, un copilul meu, un geion, copilul meu, care m-a iubit mereu, care nu s-a dus cu dușii, care s-a batut cu rușii. Și în tine, Ioane dragă, au pus poterea sa dragă. Tu te-ai stâns netemator, privind drept în ochii lor, privind drept în ochii lor. Iarăși cântă-ți steaguri cu ucii, iarăși cântă-ți steaguri cu ucii. Neamul tău e la răscruci, corbi îl dezbinăncingi. Numele ți-l strigăm iar, pe aici, pe la hotar, suntem paza umbrei tale, mareșale, mareșale. Cum te-ai stâns în netemători, Ioane, privind drept în ochii lor, mareșal cu jurământ, Ioane fără gemormânt. Dacă vrei și ce mai poți, iartă-ne, Ioane,
dat sânge și sudoare pentru România mare. Doamne, ocrotește că români au dat viață și soldați pentru o patrie de frați. Doamne, ocrotește că români am dat fata, am dat zisa de la Nistru până la Tisa. Doamne, ocrotește-i pe români. Haideți! Dar pe urmă-n 40, anul mari fără de legi. Două fiare ne-au mușcat, ultimatum și dictat. Iată lume nu știa, pentru o zi la Moscova. Doamne, ocrotește-i pe români. Au semnat un pachmechiop, Molotov și Ribbentrop. Iar fascismul mondial ne-au aflat din Ardeal. Lui Hordi îl a dat filar numele spurcat. Stalin cu teroarea sa ne-a luat Basarabia. Și cu Hitler în acord Bucovina de la nord. Ei mai mari tâlhar ne-au frânt, ne-au luat țară și pământ. Doamne, ocrotește-i pe români. Nimeni n-a auzit plânsul nostru răstignit. Doamne, ocrotește-i pe români. Astfel am intrat și noi în al doilea război. Haideți, domne mareșal, în Moldova și în Ardeal. Noi de dor de noi luptam, pentru țară, pentru neam. Pentru vechile hotare, pentru România mare. Păunescu, autorul versurilor, 98, dacă ar fi fost aici, v-ar fi rugat ca la următoarele trei strofe, strofe ale înzecitei tragedii naționale, să murmurăm și să nu aplaudăm. Și-am pierdut și-am fost sărbuși, și-am fost ocupați de ruși. Doamne, ocrotește-i pe români! Aliații au tăcut, Stalin a făcut ce-a vrut. Doamne, și-am murit de mii de ori, să avem iarăși trei culori. Doamne, ocrotește-i pe români! Și-am plătit cât nu se poate sfânta noastră libertate. Doamne, ocrotește-i pe români! Țara-i mică, vreme-i grea, ce-o mai fi, o mai vedea. Doamne, ocrotește-i pe români! De uitat nu vom uita, țara noastră cum e ea. Cât o fi român, român, pruncul va primi la sân. Doamne, ocrotește-i pe români. Adevărul adevărat despre tot ce s-a întâmplat. Doamne, ocrotește-i pe români. Ține minte, fiul meu, că există Dumnezeu. Uite cum a fost și cum va fi. Și un jurământ de leagă, țara noastră nu-i întreagă. Însă asta doar până într-o zi. Când vei fi și tu bărbat, să te simți mereu soldat. Doamne, ocrotește-i pe români. Pentru vechile hotare, pentru România mare. Doamne, ocrotește-i pe români. Pentru vechile hotare, pentru România mare. Doamne, ocrotește-i pe români. Haideți împreună, dragilor! Pentru vechile hotare, pentru România mare.
visăm, nu ni se poate întâmpla nimic. Dacă visăm, este posibil orice, ca la 1600, ca la 1859, ca la 1918, când românii, în situație mai grea decât astăzi, au reușit să facă o minune pe continent și pe planetă. Astăzi nu facem lucruri mărețe pentru că nu visăm. Dacă visăm, nimic nu ni se poate opune. Așa încât, trei versuri finale ale unui cântec, ca un vis și, de ce nu, ca un angajament. Pentru vechile hotare, pentru România mare, Doamne, ocrotește-i pe români. Haideți, dragilor, Craiova 2023. Pentru vechile hotare, pentru România mare, Doamne, ocrotește-i pe români. Haideți încă o dată. Să se știe că dacă vrem, nu are cum să fie altfel la un moment dat. Pentru vechile hotare, pentru România mare, Doamne, ocrotește-i pe tot din trecut, dar și din viitor, Adrian Băunescu, la 80 de ani de la noastră. Aceasta de aici. Nu uitați să vă spun. Vă aștept la cărți pentru valul 6 și valul 7 să aveți ce citi acasă. Cu dragoste, vă iubim, să rămâneți așa ca să avem cum să mai vorbim din suflet. Doamne ajută! Vă iubim!